Bă, se aude, mă? Se aude sau nu? Cred că se aude bine, mâncava și gura voastră. Ha, norocul toți jucătorii acolo, bă, bună seara de la Galați, suntem, avem background-ul ăsta în forță, că mi-am deschis capenea, dracu. Bună seara la toți jucătorii. Ce faceți, bă, românilor, care treaba? Bună seara, bine ați venit, prieteni, bun. Suntem și noi, se aude bine? Bă, mă văd bine, mă aud bine? Am un contur alb așa, o leacă la cap de la green screen-ul ăsta, dar cam asta e viața, mamă, de ce mi se bă căștile astea, zici că am boala copiilor în urechi. Ha, noroc, bună seara. Bun, băieți, cam asta e treaba. O dăm pe League of Legends, ne trebuie și nouă bro. Bă, dacă trebuie să câștigăm doar 3 meciuri de League of Legends, să facem și noi Grandmaster-ul, bă, mâncava și gura voastră. Vi se pare așa mult? Mi se pare chestie foarte, foarte realizabil. Vreau și eu Grandmaster Express de la... Hai, dracu, că... E cam jale, că prea reușit. Bă, mai avem foarte puțin, mai avem câteva zile, băieți, pe contul ăsta și după aia e bye-bye contul. După aia o să fie câteva zile nașpete. Bună seara, rege, te pup, cătă. Vezi că ți-ai pus iar căștile invers? Nu, cred că nu, de data asta le-am pus bine. Dar niciodată nu știu care cum. Aveam înainte niște căști, îți mai dădeai seama care-i stânga, care-i dreapta, nu știu, dar acum nu mai. Fierbe cafeaua în spate, păi face și noi de un espresso, de o dală. Eu prefer să intri GM decât skin-uri. Bă, lasă bă că dacă intru GM oricum vă dau skin-uri, dar am pus și așa la mișto, gen. Nu mai știam ce titlu să mai pun. Ne mai schimbăm și noi, dracu, câte titluri să mai punem și noi. Scrie pe ele L și R. Da, frățiorul meu, scrie pe ele, dar pe astea, uite, după cum prea poți observa, nu prea scrie, nu știu dacă se vede, dar nu scrie nicăieri, scrie Samsung și atât, să moară să facă că nu scrie și nici pe cablu nu scrie nici pe nimic. A, uite mă că scrie aici, mă, mâncava și gura voastră, jos de tot. Ia vede, se vede unde scrie? Hai că se vede dacă e mâncava și gura voastră. Da, scrie stricate, se scrie. Aici jos scrie, nu știu dacă se vede. Mare de și noi mai alea, hai că scrie să moară să facă, bun. Am mai învățat ceva așa. Știam că scrie pe ele, dar am căutat. Eu de obicei știam că scrie aici, în partea asta, așa, dar mă rog, nu mai zice nimic acum. Salutare, Kiss, două meciuri și 3 GM. Asta scrie cele a 12 părinți. Ești primul om care și-a dat singur gap, vă rog. Deci știam că scrie pe ele, doar că am mai avut și scria aici, uite așa, undeva pe partea asta. Scria mare rău de tot pentru toți proștii de-al de mine, așa. Dar de data asta n-am văzut, dar nu contează. Hai să intrăm la meci, face pe ăștia, bă. Bagă-ne, Doamne, în Windows Q 3 meciuri. Dacă am băgat 3 meciuri de League of Legends și am câștigat, gata. Luăm pauză pe azi, ne jucăm pe Alcon după aia, dacă ieși și stăm și ne facem și noi poza la GM-ul ăla în forță. Astea de la Samsung sunt diferite? Da, mă, dracu, știu. Am și eu un streak, bravo, frățiorul, Doamne, și să avem un streak toți, ca asta e cel mai important. Ia să banez și eu, banez Graves în meciul ăsta, la cum arată treaba. Poate joacă și cineva AP de la noi, n-ar fi rău. Adică într-un fel e bine că masterii ăsta bagă forță. Vreau și eu cappuccino vienez. Haideți, lăsați dracu cu astea cu cappuccino. Lăsați ștouri de astea proaste. Ia să pun și aici un gol de Ligiane. Ia să vedem. Așa, bun, gata. V-am băgat acolo și un pol de la nebunie. Maxim să fie treaba bună. La 300 de Ligiane oricum vă bag voi două coduri de Project X, băieți. I-am dus Street 2, dar am ajuns Silver 2. Ușor fac Master? Da, e foarte puțin. Mai câștigi 3 meciuri, un gol și imediat Master, ce să mai. Ok, da frate, dăm că iau eu. Eu mai întâi dau like și după intru pe live, așa. Bă, aș că face asta este minunat, dar azi mai nu face toată lumea asta. Te pup, KGB. Sunt gamer, iar ce să fac, trebuie să ne-o dăm. Trebuie să ne-o dăm pe League of Legends, pe astea, da. E jale. E un pic de jale. Jucăm agresiv, da? Chițunele, da, rege. Da, rege, jucăm cum vrei tu, ești nebun. Ia vedeți că avem și româna și în echipă. Ne jucăm cum vrei tu, domnule. Dar ne trebuie și nouă un AP, ar merge. Episap, măcar. Episap, ca să nu meargă aia 17 zonii, să fie imposibil meciul. Eu sunt pe masterii, să n-ai frică. N-am nicio frică, dacă ești tu, zero frică. Hai, bă. Ia și tu AP suport sau ceva. Un Vladimir să vezi la rune, dar frățiorul meu, în orice campion îmi fac rune, îți dai seama, nu m-am Vladimir. Până master nu este chiar așa de dificil, nu te lăsa. Dar n-am zis că nu facem, frățiorul meu, am zis că gen, e mult de câștigat, adică n-am zis că nu este realizabil, doar că trebuie să te joci mai mult de două, gen, cu două meciuri nu o să urci. Dar trebuie. Se poate face într-adevăr, băieți. Eu am făcut cea mai rapid din diamant 2, nu, diamant 3 în master 100 de LF-uri, am făcut într-o singură zi. Te pup, Cătăline, bună seara. GM-ul este la 505, cred să se verifică acum, cred mi-a stărcat-o pe une.
Grandmaster este la 509, bă, 509, 509. Când fac master îmi arăți? Da, frățiorul, bag acolo. Bă, AP, please. Zyra Brand or Engager, best. Zyra Brand, insane. Zyra Brand este insane, că uitați-vă cât armură stachează aia, pierdem tot meciul dacă ne duce full-a. Bă. Morgana or Karma. Karma, I guess. Your best, Karma. Bă, 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 e jale, ce se întâmplă? Nu, nu văd bine, nu văd, deci nu văd deloc bine meciul ăsta, vreți să vă zic sincer. Da, deloc, deloc, o să-mi iau dematul. O să-mi iau dematul, să vedem ce iese. Mai întreabă lumea dacă ești Riot member sau e mai chill acum. Bă, nu mai întreabă așa de multă lume pentru că nu sunt pe contul de partner. Dacă intru pe contul de partner, ăla de mi-apare semnul ăla că am toate skin-urile deblocate, îți dai seama că o să mă întreb iar. 47% umire, Galio, D-tier, părere. Și pe LoL Analytics tot 47 are. Bă, atunci e că un pic am nașpet. Dar mereu, bă, când nerfează, unde te uiți? Pe cum mă arunc așa ochii în dreapta, mă uit în chat, că am, am un monitor aici în dreapta. Și am OBS-ul cu chat-ul acolo. Te pup, nonsens, bună seara. Ok, hai să vedem. Haideți să vedem ce este. Doamne, câștigă și tu două, trei meciuri acolo și așa. Nu știu cine e băiatul ăsta. Shodchi, dar nu știu cum am mișcat cu el. Probabil ne-am mișcat, dar nu mai țin eu minte. Hai să fie și nici meci ăsta. Frumos fundal. E o mizerie de green screen făcut de la cameră, gen nici măcar n-am green screen în sine. Și se vede un pic ciudat că am așa contura asta albă așa la cap, nu știu dacă observați, am așa, zici că sunt maica domnului. Și da, se vede, ok, 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 că gen background-ul meu e doar un perete alb și se vede că am nașpet și de asta am pus pe ăsta. Mai du-te, dracu, lasă chat-ul full focus, mai dă-te în ale, mai dă-l în moza, mai dă-l în taxo. Bun, hai să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă. Bă, noi avem master, îmi place, doar că problema e că ăsta o să fie full armură. Ăsta este, bineînțeles, zonie, zonie pe Vladimir, mamă, Dragon, Mancer, Vlad... What? Mama, am crezut că e Vladimir ăsta, Dragon, Mancer, Vladimir și nu înțelegeam. Gen, m-am speriat o leacă. O să fie groaznic. Ăsta, deci ăsta poate să meargă zonie, ăsta merge două iteme de armură, ăsta poate să meargă și e zonia, dacă vrea, genul, e groaznic. E groaznic rău de tot, nu-mi place. Unde te uiți la leaderboard? Scuze, sunt un pic NPC dog. Îmi cer scuze. Mă uit pe... scriu Challenger Cutoff, frățiorul meu E1. Și e un site pe Replay GG sau ceva de genul. Ia, da să-mi iau și eu runele repede. Să-mi iau și eu runele să fie treaba bună. De bad level 1. Da, frate, pe șef. Dar mie o să-mi cadă, mie o să-mi cadă ăla că ne duc intru pe... nu pot să intru nici pe exit lag. Mamă, dar mie nu mai merge contul de exit lag, mă, frate, ce dracu are. Tată, așa că trebuie să rezolvăm pe jala. Dar cu GM-ul ăla, bă, ne trebuie 3 meciuri, băiți. 3 meciuri, mamă, da. Oamne, cât de mes am 49 să moară să facă. Haideți, băi, haideți, haideți, hai la bătaie acum, ce să mai, nu mai zice nimic. Z received 200 de euro donation. Ce mă? Nu știu ce scrie băiatul ăsta la Ecaterinca. Da, frate, aici stau. Dacă... What? Dă-i mă ce mergi mid, dă-i că-l batem pe ăsta acum. Bravo, bravo, fac și un Q aici. Așa. Bun, 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 bravo, bravo, bravo. Cine a luat kill-ul? L-a luat fix Karma, l-a luat, I guess. Un pic a luat-o că l-a luat Karma, dar asta e. Stai, că o să dea hit și Q. Bang, wow. Bun primul Q. Bună seara, bine ați venit, băieții. Cât mai ai din challenge? Mai avem până pe 1 aprilie, bro. Doar ieri n-am putut să fac stream, băieți. Am venit la Galați, că am avut un eveniment. S-a întâmplat... S-a întâmplat niște chestii și a trebuit să ajung până pe la Galat și de asta n-am făcut stream, că de-abia acum mi-am montat calculatorul și astea. S-ar putea să mă aud un pic cu echo, că știi că aici mă auzeam cu alea că de echo, dar asta e viața. Ok, vezi nu-ți dă ție echo, rege. Merge. Bă, nu e așa de rău, că eu nici n-am pierdut XP, nu, gen, n-am împărțit XP cu... Nu cred că am împărțit XP cu Mastery, deci nu e rău. Dacă s-ar putea să și ia invade acum Mastery, foarte, foarte posibil și pericol. E un pic pericol, dacă și ia invade, cam n-aș pete treaba.
Oh, nu. Nu și-a luat invade, actually. Nice. Bun. Este viața ok, bro? Buf. Trebuie să luăm asta, prietene, asta e cea mai important. Asta e. Asta e, a luat tower shot înapoi, it's ok. Bun. Bun. Te-ai botezat a doua oară. Băi, niciodată nu-i târziu, băi, românilor, băi. Ce mai important. Stai să mă gândesc cum să o jucăm aici, ca să-și face foarte multă viață. Acum să-l pun și pe Vladimir. Oh, dar ăsta deja nu mai are potul, bă, vedeți că e bine rău de tot. Ia să-mi dau și eu potul. De asta pierde XP. Bă, dai, eu am împărțit XP cu Mastery pe unul de ăsta. Nice. Bă, da, cât de menci și-a Vladimir ăsta, efectiv. Moare, nu? Moare. Moare, bă, băiatule, bă, cum să nu moare? Moare că e Kitsao pe midlane. Și aveți acum, este Cannon Wave-ul și fiți atenți. Fiți atenți acum cât de OP este de Materializer, dați-mi voi. Bun, rege, te pup, frățiorul meu. Te pup, frățiorul meu, cel mai frumos jungler mi-a picat. Ia, vedeți, bă, uitați-vă cât de OP este de mat-o, bă, că a făcut mai paiu. Deci Cannon Wave-ul no more exist. Na, nu mai gata, deci s-a terminat deja midlane, nu, bravo. Bravo. Hai să ne luăm Eclipse-a cât mai repede. Dar nu știu dacă să-mi iau, nu, mi-au așa cu așa. Buf. Ăsta e bio, băieți. Ăsta e bio, nu mai iau, deci, bă, explic de ce nu mai iau Warhammer. Prefer să-mi iau, deci acum cât AD am? Am 45 AD, da? Dacă luam ăsta, cu ăsta aveam 30 AD și 10 haste. Deci practic pierdeam 15 AD, pentru că ăsta e nerfat, înainte de dat 25. Opa. Și m-am sper, am crezut că mi-a dat Frix-o calculatorul, mi s-au dus caracterul, dar am dat eu Frix-râmb. Bă, dar cum e wave-ul? Uitați-vă, 0 minioni am pierdut, bineînțeles, 0 minioni, așa cum trebuie. Nice. Adică ăsta are boot și eu am pickaxe cu double sword. E bine, mă. Nice. Ia agro, frățiorul meu, pre-creep. Hai, că se joacă bine, Vladimir, ăsta League of Legends. Bravo. Bravo, trebuie să câștigăm early match-ul ăsta, e foarte, foarte important să câștigăm early, că dacă nu câștigăm early, nu prea mă vă bine. Wow! Bă, sunt nebun! Bă, sunt crazy, sunt nebun, nu pot să vin să te ajut din păcate acolo, și pentru că n-am prime. Eu am avut primul reset. Vin? Da, nu, sunt 4 persoane, n-am ce să-ți fac. What? Bravo. What? Ai, mă. Dar știai, rege, că s-a aici ăștia. Ce-au dat băieții flash? Ei, ți-a dat acolo ceva nebunie, oricum. Este așa, că-i fac un pic de zonă aici al lui Vormiu. Nice. Dă-i mă drumul. Dă-i drumul, că e Kitsao realul, bă, piraia dracu. Buf. Bun. Și am scos și ghost-ul, bă, băieți. E un pic mid-ul real Kitsao, ce vreți să facem? S-a terminat challenge-ul, mai avem până pe 1 aprilie, dispare, frățiorul meu, contul. Pe 1 aprilie e bye-bye contul. Buf. Challenge-ul ăla de 30 de zile l-am pierdut. Am pus eu pariu cu Beiușanu pe 100 de euro. Bravo. Mamă, ce s-a... Mamă, și acum i-am luat în minutul 6 Eclipse, băieți, bă, mă, capa și gura voastră. Joci binișor, joc și eu un pic. Uf, mamă, Eclipse minutul 6, masterie 5 cu 1, să moară, să fac 1000 batem. Și ăsta de ce? Băieți, de ce are ăsta Swifties? Stai, cine dă slow de la noi? Karma dă slow pe Q și atât, nu? Și eu meu. Mamă, Swifties. Și ți-a dat 100 sau? Păi am pierdut challenge-ul, trebuia să fac challenge-uri în 30 zile, băieți, și am reușit master 470 de puncte, cred că am picuit în challenge, în 30 de zile. Oricum, sunt mulțumit, n-am avut extraordinar de multe meciuri. Zed broken? E broken Zed, băieți? Băi, e broken Zed, nu? E broker rău de tot Zed, nu mi-e să cred. Bă, că de broken e Zed, bă, băiatule. Oh, nice, am pe amândoi.
Da, să sunt dau iară și nu mai are ce să mai facă, să-i dă chița o dovadă. În 300 games erai cel sincer, pe câte meciuri avem? 218 sau cât dracu? Cam așa, ceva de genul. Oricum e bine, mă, e bine, nimic de zis, nimic de alea. Hai să mai luăm un long sword, mă dau mai așa un pic, cool. Dar joacă bine Masteria, s-are 7 kill-uri, mă, mâncavaș. Chiar e bun de câteva patch-uri? Păi da, dar e broken, este întrebarea. Este broken. Ce faci, chițane, la Starbucks? Beau și eu un triplu sec aici și a triplu nes, pardon. Aoleu. Aoleu, asta a fost un pic, un pic ciudatos. Ok. Vreau doar să țin wave aici, ca să pot să iau un extended trade cu Vlad. Pentru că la extended trade îl sparg rău de tot, că am o grămadă de gold peste. Aoleu, ce-ai făcut, mă, rege? Ok. Interesant. Interesant ce vrea să facă Vladimir ăsta, dar el uită că e contra chița o beleaua românească. Asta e singura problemă. Dacă era average Z E1E, da, înțelegeam. Poate ieșea schema, dar contra chița o beleaua românească, nu prea cred. Nu prea cred. 4 cu 0, asta e 7 cu 1. Bravo, băi, junglere, băi. Bravo, mă, frățiere, mă, dă-mi eu și eu Ionian în chicior. Băi, ia ziceți, mă, care a ascultat albumul lui Ian Capcoadă? Să-mi facă și mie un review, așa, eu nu l-am ascultat. Am zis că sunt destul de puține piese, gen, doar jumătate de oră, cred că, de muzică, dar să-mi facă cineva un review. Hashtag Realul, bineînțeles. Pe unde mă joc, ok? Pe unde mă joc acum? M-am mișcat la început de sezonul pe vest. What? What? Trolează la ei? What? Romania? Romania, big loving country? Nu mă, nu. S-a dus să dea să-și facă 40 viață operator și i-a mai dat 300 înapoi. Un O plus merită albumul? Ok, solid. Slayer fiind 10. Uite, eu baituiesc bine aici, rege, pentru tine și-mi prinde eu. Opa. Moare, nu? 4 viață! Mamă, e fucking demo, chițau, Romania, nu? Pufă cu chiura ta, bineînțeles, n-are W-ul, bravo! Da, mă, că se joacă, what the fuck, say more, bravo! Bravo, românilor, firăței dracu! Mamă! Păi, maca, bineînțeles, băgați la cap că se joacă League of Legends. Slayer fiind 10 plus minus. Ok, da, cinstit. Cinstit, rege, ai cea mai mare dreptate. Aici nu știu dacă să mai forțez un play, pentru că am, de fapt, am doi gândași de ăștia, deci aș putea să iau, să zicem. Doar că dau puțin pentru că are scutul ăsta. Un W în spate, acum pot să-i dau un pic mai mult, că a expirat scutul. Mă dau direct în spate. Bun. Bun. Piesele sunt noroc, parcă când le-a spus prima oară nu e nimic nou și sunt aceeași piese pe care le-a spus mereu. A, deci nu e vibe de, bă, de-abia s-a lansat și chiar zici că e fresh și nou. Am înțeles, da, asta e o problemă destul de mare, dar e foarte greu. E foarte greu să scoți ceva, gen să fie, nu știu. Ziceți-mi un album din state care a apărut în ultimul an sau în ultimii 2 ani care n-a dat un vibe așa super nou, gen. Nu știu, eu nu pot să mă gândesc. Mie ultimul mi se pare că a fost Pluto X Baby Pluto, care parcă chiar a fost altă muzică cu totul. E fresh, e fresh-ish, ok, atunci e bine, da, e, bă, oricum. Hello there. Mamă, 0 cu 5 cu 0, scor corect. Da, are, dar nici nu mai are rost să-l bat pe ăsta, că îmi dă 100 de euro pe el, what? Îmi dă 100 gol pe el, ce să fac cu ăsta? Ca faci gura voastră, n-are rost să-l mai bat, mă duc așa, băj, băjul. Nu vreau place că pierd de rene și fix de rene mi-e frică.
Deci în același timp, bă, Master Yi o bate pe Iraugen, dacă îi dă, dacă nu mănâncă tentacula, îi dă Q la tentacul sau sidestep sau whatever. Și după aia o distruge, nu n-am un hard one beyond, că îi dă cu lethal tempo, cu... uite cum îi dă la ăștia, spre greu. Ah, nice, n-a intrat în tower, slavă domnului. Dar ăla are true damage, din păcate. Da, Mega Dog, ce s-a întâmplat? Asta nu prea bine deloc, da? Asta este, este viața până la moment, ne adaptăm situației 1. Vreau doar să iau Canon aici, nimic mai mult. Sunt mega gankable. Și acum sunt la bază, nu mai reflect Diana, by the way. Ok. Ok, trebuie să respectăm că... bă, eu am, de fapt eu am item în bază, nu? Dar doar o să pușez wave-ul ăsta și asta e tot. Îmi dau bază. Da, îmi dau direct base. Gata, bază. Ai ajuns challenger pe UBS? Nu, n-am fost niciodată challenger. Pe Vest am fost maxim master 370 de LP-uri sezonul trecut. Atât. Buf. Nice. Hai că ne-am luat și propen și toate bolile. Dacă nu batem nici acum, asta e. Albumul lui e power, nice. Ok. Da, băi, las că o să iau toate albumele voastre din chat într-o zi și le ascultăm pe toate, chiar sunt mega curios cum care cum. Bun, azi vedem ce se întâmplă. Da, mai țineți minte ce vă ziceam, băieți? Mai țineți minte ce v-am întrebat cu Ilaoi și cu Masterii? Exact la asta mă refeream când am zis, gen, eram atât de sigur. Gen, n-ai cum să te duci, pur și simplu, nu în ei, așa. Doar grijă să nu mori. A, mă, dar mori, mă, să moară, să facă. Da. Eram atât de sigur. Future Can't Miss, bă, albumul nou al lui Future cu cine-i, cu Metro, e bombeu. E bombeu. Da, ce-l bag acum. Da, să iau Turation. N-au mă, cum să mă atingă ăștia, stai de bă, că nu mă atinge unul, bravo. Bravo, i-am scos și flash-ul, Diana, putem să luăm, putem să facem un play în bot side acum. O să-mi iau ăsta. O să-mi iau Seril, dacă cred cât mai repede sau ceva de genul. Bravo. Dacă-i de asta nu cred că-l bate. Dă-i scutul, vă rog. Bravo. Bun Ignite. It's trolling season, să moară să facă, că e troll maxim, eu n-am cu ce să faci de acolo. Da, nu prea pot să faci cu absolut nimic, îmi pare rău. O să se trolezi în forță, cred. Masterii bate cu toți? Da. Nu prea bate, din păcate. Nu prea îi bate. N-au ce să le facă. Deci Ilaoi ăla e pur și simplu unkillable și a luat și Vayne 7 milioane de gold. Nu, dar băieții cam trolează. Băieții cam trolation un pic. Ce le faci? Nu știu ce le faci. O să pierdem match-ul ăsta, vă zic de pe acum, eu degeaba am 8-0. Legit chiar o să pierdem. Pain is kinda big. Păi i-ați băgat dracu 7000 gold pe bot. A luat acolo și a dat pe Mastery, a mai luat încă 2 kill-uri și pe... și pe Karma și pe Jinx și jale. Și mă, ăștia încă mai... încă... Vin pe flank, vin pe flank. Vin pe flank, o să bătem. Ce-i stun? Dă-mi rapid de vision, să dau și ulta pe cineva. Ok, mi-am luat eu de Bane. Trebuie să-i batem, dă-i lua ăla, bravo. Nice, hai să-i cam Drake-ul, că a fost foarte bine că am luat picul ăsta. Ok, îi batem pe toți acolo, 100%. Bun. Bă, mega good că am dat stare la skirmish și că am venit aici când mi-am dat reset, chiar insane. Da, ești pe ăsta, că bat, ești pe ăsta, ce dracu, luați taurul, luați Drake-ul. Dă-i taurul. Și nu iau eu agro, bravo. Go Drake, bravo, băieți, tot așa ușor, băi, fugiu.
Așa un pic de păcăleală pe ei. Bun, vreau să iau tot toată jungla lor de aici. Iau și wave-ul după aia și îmi dau bază. Ideea e că durează un pic să bat jungla asta. Și cum iau și asta? N-are cine să vine aici. Și bazation și asta este, mai mult de atâta ce să facem. Bun, bravo, trebuie să luăm solo, dacă luăm solo e ok. Bine, greu cu ei la wave, păi e greu că au și scuturi și toate nebunile. O să-mi iau aici Serilla și după o să-mi iau, cred, o să-mi iau Dark-ul. O să mergem, oare să mergem acum pe shield? Pentru că are scut Jana, are scut și Diana. Hai să ne luăm Serpent, să zicem că e ok, dă-ne ce este, mai de sub. Ok, cu background-ul nebun, suntem la Galas, prieteni. Ok. Vedeți că mușcă Cristi un pic. Vedeți că mușcă rău de tot Cristi. Ia gheara, mă. Nice. Mă duc eu. Pot să joc eu top, dar să nu vă bateți. Don't fight without me. Vă rog frumos, nu vă bateți fără mine că e jale România. Adică Gemasteri are doar două iteme, eu am trei, sunt super mega strong. Ups, am apăsat un pic pe prea multe taste. Am apăsat și pe ăsta. Hai, salut, salut, bună seara, bine ați venit, prieteni. Bun. Ia. Pe ăștia, pe ăștia, dacă îi prind aici, le dau nucleară. Portează, portează un pic. Așa, pingi un pic. Ok. Eu pe side nu pot să țin pe ei la... A, nu, e atât de bun Serpent în match-ul ăsta, băieți, pentru că are și Serac. Are și Serac, o să-mi iau aici Serpentul, mai trebuie încă 1100 gold. Încă 1100 gold pentru Serpent și ăla sunt. Vin. Nice. Putem să facem baronul? Putem să facem baronul, mai pușim și următor wave, numai bine, nu? I need reset. Nu puteți și compare, nu? Ok, atunci. Atunci pun pressure pe side, dacă tot sunt aici, prieteni. Pun pressure, că este jale, n-avem ce să facem, gen. N-avem cum să luăm Baron dacă își dă karma reset niciodată. Da, uite, dar poate batem aici pe asta. Nu știu ce dracu fac. What? Bă, sunteți nebuni! Bă, ce dracu fac ăștia, mă, mâncau faci gura voastră, bă, băieți. Eu nu știu cum am murit ăștia, ei mei. Chitao, reburu, bună seara, bine ați venit, prieteni. Hai să câștigăm meciul, gata, ne luăm Serpent aici. Serpent și... ok, am Serpent, ar trebui să fie ok. Ar trebui să fie viața bună România. Am și level 15, vreau blue, neapărat. Blue, please. Ia blue, te rog să bat 1000, dacă iau blue, fac penta 1v5. Opa. Part-time corean, a ieșit de match eu. Nu mai are el chef. Nu mai are el chef de match, a zis, băi, Chis, du-te dracu, mă, și tu cu match-ul tău. Du-te și tu dracu cu match-ul ăsta, bă, dar ce prost îmi merge, băi, ți-am ping insane de mare, efectiv, e groaznic de mare, n-ai ce să zici. Am Serpent, bă, hai. Dar vedeți să nu facă ăștia Baron, gen, că poate să-l tragă sneaky, bâj-bâjul. Opa, hello, bro. Hello, ia vedeți cât gold? 122 din first strike, bă, capa și gura, bă, să stai că n-are Q, master, ușor. Ușor, cu șații tăi, wave-urile, nu vă grăbiți la prostii, la alea. Ia, ward. Bravo. Putem să portăm aici, putem să portăm Baron-ul, go. I got you. Duceți-vă la Baron, că îi dăm bomba. Dă-i, tare rău de tot în el. Nu știu că tare rău de tot, chiar iau, da, băieții, tare, avem Jinx și Mastery și Spez. Putem să portăm aici. Aoleu, Vladimir. Trebuie să un pic, trebuie să mă gândesc cum să o jucăm pe asta. Nice. Vezi, King. Aoleu, să sunt dau bris. Am trollat. Unlucky.
Am intrat. N-am blocat un Q acolo, Joana, că sunt pedeapsă. Dar de ce ne portăm? De ce portăm așa prost? M-am mâncat bași gura voastră, că am slăbut CS-ul. Cât se poate, bro. Dar trebuia să-l luăm soul, puteam să jucăm 2000 de ori mai bine. Bă, ce mă enervează. Nu mă aștept, nu mă așteptam să nu-i dau așa. Stați așa că mi-a plecat camera, nu știu dracu, are o secundă rezolvat. Dar de ce se tot înțeapă, mă, frate? Ce dracu are boala copiilor camera asta? Mâncă vreși gura asta. A plecat camera, a plecat un pic. Hai să-mi iau aici. Dar hai să jucăm, hai să jucăm. Bă, dar eu am zis need blue, gen. De ce nu luăm, gen, de ce nu luăm în primul rând blue? Ce e așa de greu? Sincer, de acum a fost mai bine, de acum nu m-a dat niciodată blue. Niciodată, gen, nu mă interesează. Pentru că dacă aș fi avut blue acolo, băieți, la fight, aș fi putut să fac 1000 de chestii. Da, frate, vin, chill. Eram un pic alt tab. Putem să... A, da, e GG. Bravo, am trollat așa, e GG. Bravo. Vin eu, am serpent. Got serpent. Sec. Așteaptă că îi dau eu jos scutul. Doar să nu ne dea bomba prea tare. Nu așa, niciodată, nu așa. Bravo. Bun netul la galați? E bun netul, mă, frate, nu, camera face figuri, n-are treabă cu netul. GG, boys! Bravo! Primul meci, primul win, ofisem. S-a jucat bine, oricum. S-a jucat destul de bine League of Legends. 21 de LP-uri au în lapă ăștia. Chiteau the fucking demon of Romania. Or what? 6900 damage pe Diana! Mama, era un pic pedeapsă și playerul ăsta de Diana, sincer. Dar un carry frumos. Bravo, bun, oricum, GG. Te pup, kids, te pup, Regi. Bravo, Regi, bravo, ai câștigat bine. Bun, go next, oboară să facă că suntem împărăția setului românesc. Mamă, vedeți că se cam joacă, bă, se cam joacă. 14-1 la Grandmaster, la Master, era în Full Master, cred, ia zi-mi. Câte LP-uri avea Mid Dynamics, spre exemplu, ea? Bă, ăsta ce divizie a fost sezonul trecut? Deci ăsta era pedeapsă de jucător. Într-adevăr, m-am ajutat Master Early acolo că i-am scos... ia vedeți! Deci, ca să realizăm și noi un pic, ăsta, jucătorul ăsta de Aurelion Sol, deci ăsta a băgat un 30, a fost mort invers a jucat, de-aia când joci Aurelion Sol, poți să faci 19 cu 5 cu 10, așa, la mișto, bineînțeles, păi, dar cum să nu, dai Megaston, poate main Aurelion Sol, cine știe, dar nu știu, gen, când joci Aurelion Sol, să mor dacă nu, bă, se joacă singur eroul ăla, face LP-urile gratis. A fost doar din încălzire meciul ăsta, da, legit. Hai bă, cu încă două more meciuri. Era cu Ionete? Da, am văzut că... De fapt, care era? Era Mundo? Care era? Ăsta. Ia să-l. Da, uite, s-a jucat. Mamă, Ionete joacă Mundo, mă, frate. E mai de dracu să-l ia, da. Hai dat drumul la brațe pentru content, trebuie alea câștige content pentru România asta. Hai, intrăm imediat în următorul meci și mă faceți glitch. 349 LP-uri și Ionete, vedeți că bagă. Mamă, dacă joacă om. Win, 4 la rând, win iar. Vedeți că merge treaba. Mamă, dar Ionete se joacă mulți campioni, are răbdare. Cine e Ionete? E un băiat, îmi face și stream. Mamă, uitați-vă un pic la historie-ul meu, by the way. Gen, ce scoruri am, ce cote am, zici că oțelul cu Barça cotă la scorurile mele. 9-1, 21-8, să moară să facă, că e nebunie. Eu te joacă 12 ore zilnic, face și face live, Da, bravo lui, bine, și mie, bă, și ar trebui să fac asta, dar nu pot. Pierd un meci de genul, gen, după ce pierd un meci de genul ăsta, nu, pur și simplu, nu mai pot să mă mai joc o zi întreagă, nu m-aș mai juca League of Legends, gen. Pur și simplu, nu știu, gen, asta e mentalul meu acum. Nu uitați, băieți, să dați like, care ați dat like. Când facem 300 de like-uri, Chițeaua vă face giveaway, 2 skin-uri pe GGX.
și atracții turistice care merg și pe rif, mai aveți prin Galați, în afară de corelația cu Fanta și Nespalata? Avea Riverul că ar fi Faleza, cred. Riverul ar fi gen Faleza Dunării, să zicem, și în rest cred că nu e nicio corelație. Nu m-am gândit niciodată, asta e o întrebare foarte nouă, să zic așa. Bă, trebuie să... Trebuie să facem o treabă. Ia stați un pic să încerc să să mă mai alea. Bun, hai că am găsit iar meci de League of Legends. Avem Jana suport, ne place Jana suport. Nu ne putem plânge dacă ne place Jana suport până la urmă. Ia zi-mi. Ce banăm, dragi prieteni? Banăm Graves? Hai să banăm Graves așa și versus Fizz și să fac first item pe Z, Eclipse, 100%. Unde găsi chiria așa și becheră? Văd că se alege și anotimpul pe care îl vrei. Top, top. Hai să încise dubă, băți. Bă, deci, practic, poți la chiria asta a mea, are și mai multe chirii, de fapt, în ea, adică poți să faci mai multe. De exemplu, poți să fiu, dacă vreau să fiu project manager la Nvidia, adică, n-aveți treabă. Poți să mai fiu, nu știu, să mă gândesc, uite, de exemplu, poți să fiu aici în sala de așteptare, aștept proiecte noi sau chestii de genul. Bă, chiar e șmecheră camera asta, legit, chiar e șmecheră. Gen, chestiile astea sunt gratuite. Nice. O să mergem pe... O să lăsăm pe ăsta cu mie la cafea în procese. Smolder și Abap iar e prea slab aparent. Păi de când i-au capat? Păi i-au capat aia la Elder, mă, frate. E varză rău. Gen, chiar... Aștept GM-ul ăsta la aia, legit. Vedeți că chiar e mega bad Smolder în momentul ăsta. Bagă una cu clasa, gen, să fim la școală. Nu știu dacă am la școală. A, dar stai că pot să-mi pun eu ce vreau. Pot să-mi pun eu una de cu ce vreau eu, gen. Dați așa. Pot să-mi pun gen aparent ori o grămadă de chestii gen. Dați-vă dacă merge. Chiar sunt curios. Dați să facem așa. Trebuie să ieși eu camera asta dacă tot alea. Ia. Da, mă, pot să pui orice, doar că bine, asta e mega pixelată, dar vorba bine, dar trebuie să găsiți ceva care să aibă high res. E șmecheră camera asta, chiar e mișto, băieți. Salut regele, faci live de la Coffee Shop, da. Direct peste rip. Andrei, bagă și tu un live de 8 ore. Bă, ar merge. Ar merge și un live de 8 ore. Poate vă fac pe weekendul viitor. Poate vă fac un live de 12 ore pe weekendul viitor. Nu merge? Eu zic că merge bine. Pune ceva din Lord of the Rings? Bă, nu mai știu unde este chestia aia din Lord of the Rings. Stai așa un pic, vreau să, chiar că acum că ai zis, sunt și eu curios la rândul meu. Bă, mergem electrocute match ăsta? Pe fundalul cu mapunul, vedeți că ar merge. M-am jucat și pe telefonul ăla cât de leg, da. GM-ul e la 509, două meciuri mai trebuie, două meciuri suntem Grandmaster 100%. Hai să ne jucăm build-ul ăsta de electrocute de data asta, că ne jucăm în Ari și e ok. Ia să stai așa un pic. Eu ne pus Yasuo combo suprem, bine că, pe de-asta e, dacă are support. E Ari support? Mamă, eu m-am dus electrocute, dar iar-i suport să moară, să facă și eu sunt în... Eu nici nu știu în ce sunt, nu-i bine. Ah, shit. Bă, dar stați-mă așa, dracu, că ar trebui să fie useless, nu? Eu l-am pe Cheria Junior, oricum, e prăjeală, e win-ul nostru. Deci e bine, hai la grăjdar? Bă, trebuie să găsesc o poză super high-res ca să o pun să se înțeleagă, gen. Campionul tău preferat, Zed. Zed e singurul campion care chiar îmi place cu adevărat. Personajul preferat din Lord of the Rings? Bă, e greu. Cheria Junior e mort? Intră tu pe Meti și pe o poză. Stați așa să caut. Stați așa.
Dați așa un pic să văd. Dar nu găsesc nimic high-res. Mă uit acum, băie, spuneți, să vedem, poate trag și un virus pe dreapta, dacă tot. Te-ai mutat în bucătărie? Da, dar mi-aș dori eu să arate bucătăria mea așa. Bă, nu știu. N-am un personaj preferat neapărat în Lord of the Rings. Îmi place, gen, nu m-am atașat de niciun personaj așa tare în Lord of the Rings. Adică da, mi-a plăcut Gandalf, dar Gandalf e peste, Gandalf e pe toată chestia, gen, e peste, cum îi zice, e pe tot universul. Gen, e și pe Hobbit și pe Lord of the Rings. Și așa din Hobbit mi-a plăcut super mult ăla, nu mai știu cum îl chema. Heki, ăla de, era, de s-a îndrăgostit de gagica aia, de era de la el, nu mai știu cum îl chema. Care era din ăla, era dwarf, am impresia, sau nu știu cine am era. Erau doi frați, ăla pletos îmi plăcea mie, nu mai știu cum îl cheamă. Meciul ăsta e free win. Vedem, Paulică, Doamne ajută, sper să fie, dar... Adică au Twitch cu exhaust și Ari, gen, n-ar trebui să fie o problemă. Zici că ești din Hobbit. Mi-ar plăcea mie să fiu dracu. Pe mine m-am născut, nu m-am născut și pe mine mama trebuie să mă nască și pe mine acolo la... Nu chiar în Mordor, dar undeva pe acolo, la Elf, așa, la Rivendell, m-a născut dracul la Galați. Legolas era el. Păi da, mă, nu, dar stai cum îi chema. Erau doi care aveau nume la fel, gine aia, Heli și Meli sau o chestie de genul. Stai așa, vă zic acum. Hobbit, Dwarf, Dwarves, Dwarf Names. Stai așa, vă zic acum. Da, nu mai găsesc dracul. Da, mai știu trebuie. Erau aia doi, de erau frați. Pili și Kili, mă, ăștia erau, cred. Da, mă, da. Kili's bro, da, Kili era, așa. Era Pili și Kili, v-am zis, da, mă, da, așa, da, bravo, bravo, bravo. Bun, am găsit și eu. What? Cine e ăsta, mă, frate? M-am picat contra Sauron pe mine, eu am vorbit prea mult, dar să moară să facă cine e ăsta. Oameni, cum arată. Bă, cum arată, mă, caracterul ăsta așa? What the fuck? Nu pot să cred că de smut e, holy shit. Nu, e paranormal de nice. Kili a murit, da, ăla mai frumos și el, așa. Wow, vere. Bă, mi se pare mie sau skin-ul ăsta este extraordinar de nice. Dar bine, e pe Ione, iarăși, poate și pot zice ceva asta, moară să fac. Ok, bro. A intrat un pic când nu am prins pe unul 2. Asta e a tower shot by 2, da. Bun. Vreau să fac level 3. Nice, fac level 3 de aici. What? Am ratat XP pe trip. Am ratat din păcate XP pe trip. Nu e bad rock trade-ul ăsta. Nu e bad loc, eu am 3 poturi. Doar că am trolat cannon-ul, asta e un pic unlucky. Nu trebuie să dau altă atac acolo. Și uitați, vezi, gen, acum el e cam nașpet, să zic așa. Ok. Nice, perfect. I-am dat și cancel la back. Vreau să pușez un pic aici. El are, ok, never mind, are TP, nu e așa bine. Nu e așa bine, eram așa de sigur că are Ignite la cum a jucat, gen, nu știu de ce. Doar am văzut care TP, dar am uitat probabil. Unlucky, I guess. Da, să începem să vedem ce putem să facem aici. Ții wave-ul, Regi? Nu pot să cred că ții wave-ul, asta zic. Dacă ținea wave-ul și dădea jumătate viață, uitați unde e wave-ul ăsta. Îl ținea pe... Păi dădeam după wave-ul și murea probabil. Să-mi iau aici un longsword. Și o pereche de ciocane în chicior și cam asta e treaba. Da, nu, e all good, e super bine ce s-a întâmplat. Aduci mai mult Amarcel? Amarcel, dracu. Mă cheamă Andrei, bro. Da. Amarcel? Bă, vezi că Marcel nu e rău, îmi place Marcel. Nice. Cât XP am pierdut, băieți?
Vreau să-i dau bomb plating-ul jos, dacă aș reuși să-i dau bomb plating-ul jos, fără să dau bugă, ar fi insane. Nice. Dar că o să pierd un pic de CS pentru că fac treaba asta. Aici o să dea EQ probabil. What? Nu știu cum a prins Q-ul ăsta, dar ok. EQ gen era în range, dar așa simplu nu mă așteptam, sincer. Trebuie să mă concentrez un pic pe CS, încă e troll. Aoleu, sunt bun la mental, SS. Dă-i dodge în sus. Nice. Bă, dar a intrat tot damage-ul, a intrat direct în bomb planting, de asta nu prea e bine. Nu prea e bine. Oh, nice, i-am dat absolut tot damage-ul, i-am dat înainte de shield-ul de la WB. Insane. Nice, chițau, banditul de-n trapul românesc. Ah, dar de ce sunt 1000 de persoane pe mid? Da show, bro. Să moară să facă. Uite ce face mie de carry și ce face mie suportul. Ah, doamne, când vine să borăsc. Și am crezut că nu moare, ăla murea, mă, frate. Când are Q3 de-abia se vede și mie, mi se pare. Doamne, scoate-mi ochii, că dacă mai văd de două ori, cred că o iau razna. Doamne, ferește, chiar ia junior. Doamne, cât de handless e. Și o 04, 14 CS. Mamă, 04. Bă, nu trebuia să-mi zic asta. A, e over, I guess. Pe și eu am CS de căcat. Bro, please. Nu mă moară, nu niciodată pe Ione. Arată Q-ul când era CC și a și murit. Nu vreau că mă mai pie. Eu nu vreau să mă mai prind jucătorii ăștia, sincer, nu, chiar nu mai vreau. Mi-am doar o să mă feresc, o să cer să închid ochii la meciul ăsta. Fac că n-am mai auzit până acum două săptămâni. Da, nu știu ce am auzit-o așa, random. Nice. A și Q în Twitch i-am dat 10% din viață. Very interesting personality, aș putea spune. Stai că Twitch aici e invizibil undeva, se aude imediat așa. Leacă, te rog, Jana. Te rog, doar pleacă când dai boala copiilor, când te văd. Ok. Dai râu. Dar dă-i-mi bă râu odată, ce mă borfă-i atât, dă-i râu. Uite-l, bate-l pe ocazii, dă că iau eu red-ul. Cred că sunetul, dă-i. Te rog, IQ? Just R, bro, please, stop. Dar doar dă-i râu, ce-i așa de greu, gen, de ce mă pui să aștept ca să pierde, să murim? Just use R. We insta kill, să moară, să fac. Ce am pierd 7000 de plate-uri și am 40 CS când mă ține ăsta pe discuții. Good. We one shot with R. Te dădeam așa, te dădeai râu acolo, mă, și aia era, ăsta are 1000 bump. Deci ai dat așa pe Carol la red? Nici nu știu de sincer de ce am la red-ul. Că era evident că vine și asta, dar n-am putut, era ai un reflex, n-aveam cum să îi aveți că vine asta pe aici. Trebuie să-mi iau cât mai repede Eclipse, prieteni. A, și acum îl pune pe ăsta, pe Ione, să joace mid-ul, da mă, să joace topul și mi-l dă mie. Și mă joc contra Iasco cu 7-0, a? Frumos. Deci ăsta e mult mai KMMR lobby decât meciul trecut, all the way. Mă duc pe rom. Mă duc pe rom că sunt useless pe mid. Gen, nu vreau să mă așa până iasul ăsta o secundă. Uiteți-vă ce face Jana. Vin. Sunt perfect aici. Acum le bășesc. Nice.
Nu zic cu Twitch. Vin, 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 mamă cât damage dă bai. Vin, 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 vin. Da. Nice. Nu mai dau niciun dive, vreau să-mi dau doar potul și să plec. Vin, 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 vin. Ok. Dar lasă, lasă-l pion, nu-i mai dă chase. Te-a dus să mai farmezi un pic pe ăla, a zis că nu e, nu l-a farmat destul, mă, trebuie să mai farmezi un pic. Mai trebuie să mai farmezi un pic, că nu l-a farmat destul, ce să-i facem? Dar de ce are E-ul iar, what? De ce are E-ul iar, gen de-abia l-a dat în ăla, what the fuck? Dacă prindeai Q-ul ăsta chiar era insane, da. Aici era un pic mai greu. Chiar era un preview destul de greu. Ok. Să-mi dau base-ul meu clips. Unibay din Elden Ring, vezi că arată minunat de șmecher, Ione. Chiar arată bombă. O să-mi dau base. O să-mi dau base pentru că i s-a făcut ult al lui Aris 100%. Mi-a dat pe tarda. Păi da. Aici mi-aș lua inclusivity de fapt. Aștia sa de ar merge. Sincer ar fi mers și Tabiz în match-ul ăsta. Dacă era și Twitch AD era insane. Dar bine, e destul de useless Twitch. În Twitch pe nu mi se pare așa, wow. hai să vedem ăsta, nu? Uitați cât de greedy e, what? Păi, tau așa rege dacă îmi dai Q-ul așa. Nu pot să cred. S-a făcut bomb platinic-ul pix atunci! Soarta mea, până la urmă. Poți să-l bat pe ăsta, gen. O să stacheze... Bă, dacă de șmecher arată. Bă, cât de șmecher arată Ion ăsta. Gen, chiar e good skin. Deci mie e pink, n-are rost să dai banii pe pink. E useless. În lane-ul ăsta, Ion ia pressure-ul în majoritatea timpurilor. Gen, pușează și-ți sparge pink-ul unde l-ai pus, dacă nu e NPC. Deci e troll. Ok. Thanks. Shut down. Mi se face ulta în 20 iarăși. Face ulta iarăși în 20, mamă, dar ce CS bolnav am, din păcate. Asta, aici s-a pus bombletting-ul, băieți, puteți să verificați aici, uite. Aici undeva apare, acum nu mai apare pentru că ea. De ce... De ce vine Ari să-i bușeze wave-ul, gen chiar atât de bad player ăsta are nevoie să vină suportul de fiecare dată. Că n-are timer de reset. O să-mi dau și eu base. Ok, mamă ia soare cu 11, level 11 îi defugi pe lângă ăsta, băieți. Nice. Gata, am luat și sweeper-ul, hai să faci și noi o pază. Eu sunt curios cum ajunge, gen, eu vreau să văd cum ajunge Cho'Gath în ipostazele astea, gen. Cum decurg play-urile încât ajunge el să facă chestiile astea. Ai jos. Bă, cât de talent sunt la jocul ăsta. Deci am dat W-ul fix melee range de el, unde îi se termina Q-ul, swap la R, ca să... Dai, că vin. Dai un pic în el. Dar de ce dau 0 damage? Dă-i și tu Jana una și dăm și scutul. Încă un hit. Bravo. Dă-i Jana, nu-ți fie rușine că-l batem. Bravo, oricum.
Nice. Cine mai? Vin șobolanii, da, corect. Am uitat că auto și s-a testat rupul și ai legi effects. Da, dar bine, ia să faci. Ești peste el, peste ce? Peste Ione? Da. Dar nu contează. Nu poate contează. Ah, ok, bun, e Israel aici, poate să-mi apere. Poate să-mi apere aici. O să-mi iau voltaic cu prieteni. O să-mi iau voltaic cu meciul ăsta, că este minune mare. A, da, bă, Kha'Zix ăsta trolează. Are conjocul. Chiar mă gândeam de ce i-am dat 0 damage în WQ Ignite. Doamne, ferește, aici bine, nu știu ce am venit aici, sincer, sunt un pic NPC și eu, pe de sub. Bă, care sunteți noi, băgați și voi subscribe la canal, băieți, când facem 10.000 de abonați, vă fac mare turneu de 1v1 și șmecherie. Ba. Bă, vedeți că e mega bun Voltaic-ul și după aia o să-mi iau Serpent, cred. Mamă, săracu are 0 foc, nu l-a lăsat băieții să respire și el un pic. Bă. Mamă, dar asta are cojocul iernii pe el cu Kha'Zix-ul. În ce situație este bun Voltaic-ul? Bă, e bun în... Am orice situație poți să ții Voltaic, e mega OP. Eu mă știu că acum Voltaic mi-am luat Electrocute. Cu Electrocute e super bun Voltaic cu Eclipse, gen, pentru că ai o grămadă de burst. Oh, ăsta e taurul meu aici, nu? Toată lumea la bătaie. Avem șase, bă, stați că avem 6 cârtițe, mă, se fac imediat de molările aici, e numai bine. Bă. Mamă, dar am CS-ul cam bolnav mental un pic, dar asta e. Dar pe Twitch aș vrea să Halation, dacă s-ar putea. Mă duc direct acum să-l omor. Direct cadou de la moșu, a fost primit de Chițau, a venit moșu la el. Da. Firețe, e dreacul de boț că s-a făcut plata. Plata sau plomba până la ora. Nice. Azi. Salutare, te așteptam, bună seara, frățiorul meu. Bă, ești Panorama. Bă, tu ești din ăla care nu mă lași să-mi dau și ore chemare. Discord când poeți, o să mă ai, frățiorul, da. După meci. Ia uai, voi, Israel. Sau ține tu. Korean meta, actually, USC, if I reach 6 items, păi până ții tu 6 items, ne dă la pușcărie pe toți. Imediat se face. Buf. Dar ce caută Cho'Gath-ul, gen? Bine, și-am făcut aceeași greșeală, așa că nu o să zic nimic. Doar i-am dat ping să se ducă înspre în spate, asta e tot. Dar cum am dat Q-urile așa, prieteni? Sunt bun la mental. What? Dar Ari e atât de strong, îmi dă 1v1 la suport, așa casual, îi dă bomba? Dacă l-am mușcat ăla, dăm. L-am mușcat de ouă. Uitați cât burst are build-ul ăsta. Gen... Nu, n-are, nici nu are ce să facă ăsta, săracu. Nice, s-a tras șobolanul la grătar un pic, bineînțeles, s-a tras acolo cu o liguță. Cu toate alea, du-s ia și o wave-ul, bineînțeles. Ăsta cu Cho'Gath-ul vrea să dea el pet-ul mid, da. Nu prea e voie. Bă, tu oare să-mi iau Serpent? Ăsta dă scut, mă. Ăsta, Cojocu-i dă scut, Luca zis că eu nu știu exact. Nu știu gen ce face când îl evoluez, că încă nu l-a terminat. I-aș putea să-mi iau Edge of Night aici, ar fi mega bun, sincer. De fiecare dată când îl omor pe Twitch, apropo, jocul meu e mai ușor pentru că n-a apucat să-și ia Zonia. Cred că doar pe Evolved W. Ok. Mamă, dar ce damage de Israel, holy shit. Da, o să-mi iau asta. O să-mi iau Edge-ul, momentan. Mă duc top. Cu jocul dă scut când ai CC? Când ai CC? Păi da, gen, ăsta nu dă CC, nu? Exact asta zic, da. Păi da, mergea în același timp, mă, frate, și Serpentul, dar n-au gen permanent shields, are numai Ione W și pas și Yasuo are shield-ul, atât. Ione, ai 2 cu 6, n-ai voie să faci așa ceva! Bro, nu ai voie să faci așa ceva, deci sunt lucruri care nu e voie. O, te ciobolan. O, te l-a trimis la plimbare aici. Deci, are un one shot.
Nice. Bravo. Bă, ăștia vin să-i farmezi să moară Radu, dacă nu maxim de trole. Bă, un match și face Grandmaster dacă-l câștigăm pe ăsta, băieții. Cine vine pe interval? Ia să vină. Să vină, că scăpăm de 100 de ori de el. Tum, 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 tum. Da, rege, sună-mă. Sună-mă mâine că... Băieți, voi trebuie să realizați un pic că eu sunt ahead în expect față de Iasu. Gen, suntem even expect, de-abia cu cel 14. Ia și pe slow-uri. Adică merge, de exemplu, pe Z. Gen, pe Z poți să iei scut. Și eu am slow pe gen. Mamă, păi iar... Bă, vedeți că e un pic crazy. Bă, nu uitați la 300 de like-uri ca două Project Jax, skin plus campion plus chroma. Coduri, le folosiți pe ce gen vreți. Pe ce conturi vă vreți, prieteni. O să-mi iau Seril, da. O să-mi iau Seril dacă e bombeu. Și cum își face un ending despair, nu? Cine? Kha'Zix? Nu știu, treacă, mă, bărnă. Cred că da. Aici te-ați mă dut top lane, da? Nu știu ce treacă ca o pămint, că sunt NPC. Putem, că ăla-i bot și ăla-i unu-i bot și unu-i mort, dă-i. Dar dați-i voi, gen, ca să dau eu damage în el. Tancați-l unul din dumneavoastră. N-a ce mi-a făcut. Baron. Dar e flip. Battle, nu. Sunteți ciudați rău de tot. Nu se poate, și nu se poate. Dar de ce dați Baron dacă eu nu-l omor pe ăla? Ce mai zici, domnule Chizau, nimica frățiorul meu. Sunt fascinat de play-ul echipei mele. Bă, gen, dacă îl vedeți pe Kha'Zix când dau după el, dar hai, doar nu mai dați-mi Baron, nu, veniți să-l omorâți. Putea să dea Vi-Cure în el, acolo, și aia era, asta era play-ul. Îl și vedea, gen, că i-am pus Ignite-ul și îl vedeau și în ultimatul, dar mă rog, nu cred că s-a uitat niciunul, vreau să vă zic sincer. A făcut foc, Ioniță. Haide, Twitch, ieși undeva invizibil, asta zic. What? Cât de randomer sunt, by the way. Nu mi-am dat basic-ul. O să-mi dau bază. O să-mi iau serial acum. E cam ce trebuie. Vin. Vin și eu, Twitch bot, Twitch top. Top nu bot, pardon. Kha'Zix e smiter-ul real, I guess. Aduc pe top lane. Nu-mi place ce se întâmplă în match-ul ăsta. Arată mega losable. Mi-aș lua serpent, jur. Mi-aș lua doar pentru ăștia serpent. What? Ce-am trecut ăla? Stai prin perete? Ia doamne, prindem pe Ion iarăși. Ok, probabil și de base totuși, cred că are item în gen, dacă îmi pare. Da. Cred că are itemul Ione și... Nu putem să-l bat în gen. What? De ultă, băi. Ok,
Jean asta este cea mai mare pereață cu jucător. Dar gen Jean acum face așa ceva mizerie ordinară, cum nu mai, îmi iau serpent. Wow, you die, Jana, what the fuck? Gen, cum mor cu Jana, eu nu înțeleg, vedeți că ne cade baza, băieții, mânca bași vreo voastră cât îl fugăriți voi pe costel ăla. Dai mă, dai lui Ione, one shot, bravo. Haide, bate, please. Hai mă, mă, ce simt. Nu, 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 deci efectiv nu este normală Jana asta. Doamne, bă, te joci, gen, ce mai ușor campion, ce mai ușor rol. Gen, nu trebuie să faci, nu trebuie să caitezi, nu trebuie să faci nimic, stai doar ușor, mă, mâncați aici gura ta, doar... Păcălește-l oleacă, nu trebuie să intri în el, nu trebuie să dea fece, nu trebuie să facă nimic. Îl are pe Vine în spate, gen, mă rog. Mă rog, pare mega lost. Wait me, please. Pa, 5 secunde, 5 secunde, 5 secunde. Mersi. Mersi, mersi, mersi. Nu, nu pare winnable, sincer. Baza o pic, au un pic. Un pic, un pic, am pierdut Baron-ul, treacul ăla, mișto. Gen, eu trebuie să fiu full build match-ul ăsta acum. Dar am cam doc și ție asta. Lose more objectives. Ești efect, gen, Jean asta mi se pare fascinant că ăsta gen de, chiar deschide chat-ul. Și e efectiv NPC. Nu putem, nu putem, nu putem, dă-i ulta, ulta, vai, ult, 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 ult. Haideți, bă, omorâți-i. Mamă, sunt demon. Băi, chițane, băi, că ești fucking demon. Că-i dai lui ăla toate bolile, da-ți-i tare, da-ți-i tare. Dă-i bază, am să duci, duci-i ceva. Dă tipi, 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 tipi. Și dă-i cancel, dă-i cancel, dă-i cancel, dă-i cancel, ține-l acolo. Nu o să-și dea base. Cine mai e? Kha'Zix, hai, Kha'Zix e ulti. Dă-i, dă-i, puteți, puteți forța, aici puteți forța Mendu. Are și știu dacă are ulta, sincer, pentru că a dat-o acolo. Dă-i mână ăsta, mă, mâncă, vai, dați end, bă, că i-a dat ăla cancel la base. Dă-i end-ul, dă-i end-ul, dă-i end-ul, dă-i end-ul. Bravo. Bravo, bă! Ai ceva bun de băut la barul din spate? Mai pe seara așa scoatem ce e bun. Bravo, bă! Hai cu mei să face grabasterul! Oh, aleu, aleu, bravo, băi! Doamne, bă, dar ce frumos l-am caitat acolo pe Yasuo Pocalation! Acolo l-a caitat chițaua dumneavoastră Turbo șmecherie în România! Bravo! Bravo, bravo, bun! La cât e GM? La următorul match, 509 LP-uri, ne mai trebuie... Mai trebuie 15 LP. Nice, 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 nice. Bun. Doamne, ce l-am păcălit pe ăla cu Yasuo acolo, thank God. Mamă, dar și Kha'Zix ăsta era gen legit randomer. Zed OTP in jungle. Worst player on whole server. Ăsta cred că e jucătorul ăla de are 7000 de meciuri. Puteam să-ți fiu tată și să spun joc, că jocul ăsta ai fost de eu, bravo tineret, te pup frățiorul, mersi frumos. GG boys. Bă, tupeu, tu nu ești ăla care zicea că sunt slab, că așa că parcă așa mi-aduc aminte, că ziceai că sunt slab, că zici că mă joc în silver, după aia știu că gen tu ești așa mixed feelings, adică unor zice că mamă, știi că ești morau de tot și după aia mi-a aruncat pe silver, nu mai țin minte, dar ori tu, ori un băiat care avea tot ceva de nume asemănător, dar cum mi-am fișat pe minte, zi, erai top. Hai bă, cu meci! Hai bă, dați drumul la 300 de like-uri, la 300 de like-uri, pleacă două skin-uri, cadou. Pleacă două skin-uri în forță, cadou la, pentru dumneavoastră, direct două Project Jax avem. Campionul plus skin-ul plus chroma și sunt coduri. Hai, hai să facem treaba, hai încă un meci, bă, încă un meci, încă un meci, încă un meci. Bun. Hai cu lichelele, hai un pic cu lichelele acolo, cu jale. Hai cu un pic de ligenașe cu alea, că ultimul meci. Ițau pe Zedis him. La un, stai așa spune pe titlu, la un meci de Grandmaster. Bun, hai bă, un meci. Ai jucat cu o doamnă, îl cunoști? Nu mai știu ce meci cu o doamnă. Cred.
Nu cred. El joacă pe vest în primul rând și joacă gena super la lobby super mari și na, e extraordinar de bun joc. Eu nu m-am jucat la lobby extraordinar de mari. Project Z când? Să sperăm că cât mai repede, că e minunat. Hai bă, cum mergi, bă, hai cum mergi. Doamne, trebuie să joc full, trebuie să joc full focus. Ia, stați așa că mi-a trimis coronel ceva, ia fiți atenți, băieți. Ia, fiți atenți acum, începem un background la cameră, să vedem cum arată, ia fiți atenți. Așa pentru cum îi zice, pentru următorul meci de pleacă Grandmaster-ul din Yellow Quartz, ce să mai zic. Profesorul Kitsao vă predă cum să faceți el în 2024. Acum urmează ultimul meci ăsta în forță, pleacă. Top, mă, top, să ziceți pe copii, mai mare. Buf, gata, mă, predăm și noi lecția. De dacă știi vreodată un skin, doamne, sigur, frățiorul, poți să faci ce vrei cu el, poți să-l dai unui prieten de-a tău, poți să-l dai oricui, pentru că este un skin code. Chițeaua profesorul care predă League of Legends intensiv, hai să-i sparge, bă! Sunt curios ca și live streamer te descurci pe partea financiară să mai faci altceva. Bă, momentan nu mai fac altceva, am făcut, acum nu mai fac în momentul de față. Dar gen, tot ce fac este să fac streamuri, fac ocazional coaching. Bine, nu-l promovez foarte mult, adică gen, nu fac extraordinar de bun mulți bani din coaching, evident. Și mă descurc, gen, e ok, trăiesc ok, nu te gândi că nici nu mor de foame, dar nici nu ești insane. Băieți, urmează să ne apucăm și de streamuri de Counter acolo și să poate să prindem niște oferte șmechere acolo pe Counter să vedem care e treaba. Mai atrage și noi un schimb pe dreapta, oale, vedem ce o să fie. Se înțeapă camera uneori, da, uneori se... Îl donesc cuiva pe chat? Sigur, frățiorul, faci ce vrei cu el. Încă 3 luni și ies de la Jilava. Hai acasă, bă, să jucăm League of Legends, că nu se mai poate. Uitați-vă și voi ce scoruri, 9-1, 19... Bă, eu trebuie să fiu challenger, mă, mânca, faci gura voastră de mult dacă nu pierdeam niște meciuri un pic triste. Numai meciuri triste, 9-8, mamă, aici am fost eu pedeapsă. 11-10, 12-5, cam pedeapsă, go. Go, Kitsane, go. Banii vin dacă faci ce-ți place, nu doar să urmări câștigul. Da, 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 într-adevăr, efect ăsta. Trebuie numai da suport. Bun. Acum ești rang 2, e un E, nu? Nu știu. Acum verific. Ce am mai scăzut? Eram rang 1. A, sunt 2 acum. Mamă. Bă, a venit 1. Păi da, mă, băieți, dar stați așa un pic. Adică uitați-vă și voi cine e 1 pe E, că vă arăt acum. Adică BZ Players e un E, dacă vă uitați aici, trebuie să fac asta un pic mai mic. Deci, ăsta e, are winrate un pic mai mare ca a meu, are KD mult mai prost ca a meu, deci iau mai multe kills, un pic mai puțin assist, dar el are 6 deaturi, am 4.7. Și băiatul ăsta are cu 0.5% winrate mai mult, dar gen, eu am 100 meciuri peste. Sunt by far pe staturi, sunt demon pe une, legit. Adică, băi, trebuie să țineți cont că la un moment dat aveam 74% win rate în Master 200 de LP-uri pe Z, doar că n-am mai pierdut. În limba noastră ești unul? Bă, cred că, legit, cred că sunt cel mai bun Z de pe une. Gen care, mă rog, dacă m-aș juca constant pe une. Gen, aș fi, cred că sunt printre cei mai buni Z pe une, by far. Sau chiar cel mai bun, nu știu ce să zic. N-am prins niciunul, am mai prins câțiva jucători de Z care chiar erau buni pe une. Dar, mă rog, majoritatea playerilor buni sunt pe best. Aveți green screen? E o funcție de la cameră, nici măcar nu e green screen. Nici nu mor de foame, dar nici challenger nu ești, da, legit, ceva de genul. Băi, goal-ul meu? Ăla are 56 meciuri și eram cu nu știu, păi asta zic mă, Pupo, da, gen, nici eu nu înțeleg, ăla are 0.5% win rate mai mult, deci practic are 2 meciuri câștigate peste mine, dar eu am 100 de meciuri în plus, adică e, bă, nu e greu să faci 65% merit în 50 de meciuri, eu am 65.5 în 160, deci mie mi se pare că e insane win rate-ul meu pentru câte meciuri am. Am luat orașul aschis, dar nu am bani pe card să dau un suc, respect poliția română, dacă nu luam, le băgam schema, frățiorul, nu trebuie să ai niciun bani pe card, du-te, dacă ai bani cash, du-te și dă-i un tovarăș de-a tău care te-a susținut și te-a ajutat cu permisul sau așa și ți-a zis, du-te mă și fă-ți treaba, simte-te bine, ia-ți ceva pentru tine că e câștigul tău până la urmă, e win-ul tău, bravo. Nu trebuie să-mi dai mie nimic dacă ai venit și mi-ai zis, e de ajuns, felicitări, bravo.
Dacă faceți GM, te bagă sigur rank 1 din nou, n-are treabă cu divizia, trebuie să fii doar Master Plus. Eu puteam să fiu rank 1 pe E1 și tot eram rank 2Z de momentul de față. O să mă joc First Strike match-ul ăsta, băieți, din păcate, că sunt un pic untanky. Dar suntem full AD iar? Mamă, dar suntem full AD în aia. Nu-mi place lobby-ul ăsta. Nu-mi place deloc lobby-ul ăsta. One versus full AD, nu-mi place. Dar dacă dădeam dodge după aia, gen, nu mai intram GM, cred. Da, nu prea-mi place deloc lobby-ul ăsta. Da, vedem ce iese. Or versus full AD, na, nici eu nu mă văd bine, sincer. Te pup, Armin, bună seara. Da, e periculos rău de tot meciul ăsta, băieți. E groaznic de periculos. APJax, bă, să știi că mă gândeam doar că are... Tot cu Lethal Tempo te-ai duci juca și APJax, boss? De fapt, ce rune ai putea să-ți iei altceva pe APJax? Că tot ăsta, nu? Respect Maxim BZ de une, te pup, Cristiane, mersi frumos, fățiorul. Bine, bine, doamne ajută. Doamne ajută, nu mai bine rol la nimeni, hai să facem crema asta, că nu mai contează. Phase Rush? Ok, da, Phase Rush și good rune, da, corect. Spike is good. Gen, ăsta primește armură din Lethality, ăsta poate să se ducă în zonia, ăsta se duce în zonia, ăsta o să fie armură. We have to win fast or it's doomed. We're full AD into ăsta, pentru boala copiilor și prietenii săi. Nu-mi place. Eu o să fiu useless match-ul ăsta. Nu mori. De flash. Ăsta n-a evitat moartea, doar a întârziat. Wow, ce mi-a dat Dumnezeu. Chill. Hai să-mi chestie. Ideea e contra Kali, nu prea pot să fac mare. Nice. Ah, ok, are, deci are second wind. Nu vreau să mai dau Q-ul în Akali pentru că vreau să farmez cu următorul Q. Nice. Era cam evident că o să dea Q-ul aici. Aici nu mănânc Q-ul, nu? No. Ah, ce bad e Q-ul meu. Aveam foarte mult pressure, nici nu trebuia să arunc Q-ul. Oh, dar a jucat-o bine aici. Dar de ce are bomb plating-ul? What? De ce are bomb plating-ul? I l-a dat Alistar jos la level 1? Că i-am dat primul Q și nu i-am scos bomb plating-ul. What? Bă, what? I-a dat Jax, ăsta, Alistar, bomb plating-ul jos? Ce trebuie cum s-a întâmplat? Ok. Ah, ok. Mănânc un Q toată ziua pentru First Strike Pro. Dar par mers prost cu treaba asta. Bun, Q. O să batem pe asta, cred. Trebuie să moară minionul ăsta. Ok, fac și level 3 acum și vom vedea ce iese. Nice. Flash. Hai să bate pe Akali. Ok. Bate-și pe asta. Dă-i. Dă-i că l-am bătut, nu? Are eu popii? Bravo! Nice.
Bun, good, actually, chiar good play, mulțumim lui Dumnezeu și Maica Domnului. Am wave-ul e mizerie ordinară, dar asta e. Dacă am ajuns master și efectiv am ajuns să le peuși după pierd în continuare, trebuie să mă opresc un timp de la solo queue? Nu, n-ar trebui să oprești niciodată, frăților, dacă vrei să grindezi. Trebuie să-ți dai seama ce greșești, pentru că ajungi de la 0 la 100 de puncte, pentru că probabil nu joci destul de bine încât să treci de marginea asta, de și să prinzi un win streak, gen. Trebuie să-ți dai seama, joacă-te pentru improve, nu te juca pentru puncte. Și când ți se pare că ai murit, cringe și îți vine să zici, bă, ce dracu, gen, ce dracu am făcut aici, intră pe replay, frăților, ce are? Intră pe replay, cum dracu n-am pus ward aici? Intră pe replay și vezi și tu cum ai murit, nu știu, de exemplu, dacă te joci mid și e 3.40 și ai murit de la jungle la minutul 3.40, gen. E clar că ar trebui să-ți dai seama unde e junglerul inamic și nu trebuie să mori de la el sau chestii de genul, știi? Nu, gen, nu trebuie să zici, mamă, uite frate, mi-a venit jungla la 3.40 și junglerul meu e ganchează botul și moare sau chestii de genul. Da, e cringe și enervant, dar overall, gen, trebuie să te concentrezi pe cuite. Am, de exemplu, 14 CS-i, dog shit. Adică am făcut play-ul ăla pentru că dacă nu, Jax ar fi fost out of the game, 100%. Dacă ești prin un singur kill, l-am omorât. Da, l-am omorât. Anaki, pentru că am... uite, știi de ce l-am omorât? Pentru că nu am level 4. Pentru că nu am level 5, am level 4. Dacă mai aveam un punct în Q acolo, pe mai dădeam încă 4-50 damage în plus și l-aș fi omorât. Apoi știi, Anaki, că cumva mi-a expirat red-ul fix atunci. Gen, mi-a expirat cumva red-ul fix când trebuia să-i dau chase-i prin hit-ul ăla. Nu știu ce mi s-a părut. Habara, nu sunt sigur de-o. Dar oricum nu e problema, am dat crash la wave-ul ăsta insane, să-mi dau base acum. Din păcate nu am cel mai bun base pentru că nu am pickaxe, așa că o să-mi dau delay un pic la Eclipse, dar e. Acum ai gol pe minus, e ceva de la rune. De fiecare dată când folosești runa datorie, asta, Futures Market, uite, pot să iau pe datorie în 140 gold. De exemplu, dacă am 210 gold și vreau un longsword, pot să-mi iau longsword cu Futures Market. Dar, de fiecare dată când intri pe datorie, are și un downside, îți spune minus 50 gold în plus. Gen, de fiecare dată când iei pe datorie, mai dai încă 50 gold. Pentru că dacă n-ar fi fost chestia asta, ar fi fost cea mai pe rună din joc, by far. Și trebuia să o balanceze cumva. Bine? Oh nu, it's trolling season. Dacă iau un kill, fac level 6, vin. Mor, bro. Nu e bine, am pickaxe-ul două, dar erau 4 oameni aici, dar cum mor ăștia, gen Zeri are ghost up, cum dracu mor atât de repede? I don't know, e GG match-ul ăsta, din păcate, băieți, gen n-avem voie să se întâmple asta când noi suntem full AD, gen n-avem voie o secundă. Adică da, Poppy e mega strong, nu știu ce o să facă, dacă poate să-i arunce pe ăștia în aer. E bună Poppy contra Kali, contra Kai'Sa, contra Pyke, e super bun contra orice din compul lor. Vreau că suntem full AD, din păcate, și Grave ăsta cu Jax face cel mai bad call-uri. Gen camătă, da, îți spune camătă 50 gold, da, exact. E bine că Ornn ăsta, dacă are super puțin gold, este playable match-ul. Dar, gen, n-am văzut că e chiar atât de behind. Dar și eu am 39 CS, prieteni, gen, e groaznic. Adică, da, m-am mai balansat acolo un pic față de Akali, dar tot nu e oabă, dați seama. Aici trebuie să am Eclipse, sincer. Dacă aș fi avut CS, aș fi avut Eclipse aici. Ce bad că n-am luat eu kill-ul. Dacă luam kill-ul aveam Eclipse fără datorie. Din așa am luat foarte puțin gold. Nu, te rog, nu-i da kill-ul la Akali. Junglerul nostru, by the way, gen Jax ăsta este wow. În chiar i-am dat nice ice pe acolo la Q-ul lui Pyke, dar nu contează. Dar pe rost te bagi 1v4 acolo? Păi m-am băgat, crezând că o să-i dau one shot lui
Credem că o să-i dau one shot lui ăsta cu Xin și că fac level 6, dar n-a ieșit deloc cum am vrut eu, gen. Overall a fost bad. Am avut un game plan care a fost prost. Gen, dacă m-aș uita iarăși la play-ul ăla, adică am dat commit pentru că părea că echipa mea, gen, are șansă să respire un pic acolo. Asta era toată ideea. Nice. Merge, am Eclipse acum, pot să mă joc cât de cât în Akali. Ce ai, mă? Ok, da crash, da, insane. What? Cum a ratat eu? S-a pierdut meciul la play-ul ăsta? Din păcate, da. Cine a luat kill-ul totuși pe... Cine a luat kill-ul pe ăla? Mamă, ăsta are deja... Mamă, ce item are? Are Leandri, nu e chiar very good. Nice, pentru mine e good. Ideea e că îi se face și... Cred că Akali are rău înaintea mea. Dacă aș ieși să iau kill-urile pe ăsta, ar fi nice. Akali l-a luat? Nea, păi bă, ți-a jucat la 3 kill-uri înainte. Nu moare, nu? Da, și nici eu nu mor, da. Nu moare nici el. Da, am lucky. Trebuia să joc altfel un pic. Aia, am lucky, I guess. Puteam să joc mai bine. One beyond ăla. Da, e fine. Eu, aici aș putea să și mor. Top free kill, no ult. 600 de HP. I'm 1 HP too. I'm 1 HP too și-a dat asta TP-ul, rege. Ok, a luat două tower shot-uri pentru nimic. Nu, un tower shot. O să fie extraordinar de greu. Mi-aș să-mi iau profane acum cât mai repede. Da, TP-ul pe ăsta cam strong, sincer. N-a luat kill-ul pe mine, dar se ia plate acum, deci chiar nice și am pierdut și XP. GMG-a pe joc First Strike și încare Electro. Dacă nu ți se pare că e bun First Strike și simți că nu poți să faci nimic cu runa prea mult timp în match, gen, poți să te duci Electro Cube mereu, gen. Eu mă duc First Strike pentru că au nerfat itemele de Lethality. Uite pe ăla, uite pe ăla, uite pe ăla. Dar doar fugiți, gen. Ah, ne promet, a venit și Xin. Deci mai contează să-l duc Akali acolo. Da. Poți să iau și eu aici două plates? Dacă iau două plates aici chiar e ok pentru mine. Doar că e unplayable match-ul pentru că toți sunt unkillable pentru Z. Poți să-mi iau și eu gank aici pentru că ăsta cu Xin nici nu cred că are să facă așa. Nice. Poți fi Xin aici. Ia ăia mă, mâncați-și gura ta. Vreau să-l omor, chiar vreau să-l omor pe Akali ăsta. Nice. Da, bă. Mamă, bă, da, sunt demon. Gen, am demon movement. Nice. Și avem 6 dragi de ăștia. Putem să facem ceva cu ei. Bă, de ce mi s-a dat W-ul? Nice. Dacă ar fi să recomand așa, eu am aș duce first strike în lane-urile pe care nu poți să le câștigi 1v1. Gen, ăsta cred că e cel mai bun take. Gen, nu poți să-ți omori adversarul 1v1. Cum e Akali, de exemplu, un good Akali n-ar trebui să reușești niciodată să-l omori pe un Akali decent, gen. Dacă e main Akali vs main Z, spre exemplu, eu, uite, pe ăsta pe Akali nu prea pot să-l omor, cum vedeți. Și dacă ați observat, full commit-uri de 1v1 a început de fiecare dată când Akali are jumătate de viață, zero energie și purta să-și dea W instant. Eu am început full HP și gen, pur și simplu, eroul lui e mai strong la 1v1. Și azi gândeați, poate aveți o șansă, să sperăm. Nu mai are flash by the way ăsta cu Pike. Fac level acum. Nice. Dacă aveam rău aici aș putut să dau commit la un play. Să-l las low. Nice. Da. Bine.
Vreau să încep să fac un play, vreau să iau bounty-ul ăsta neapărat, dacă aș lua bounty-ul ăsta ar putea. Deci e de mob apară, da, stai așa că rezolv. Știu că e. Îmi stai la double flash, nu? Da. It's a fucking demon! Da, jos. Vino aici. Cum mereu ai flash? Păi nu mi-am dat la Wambianu cu Akali, nu? Că am jucat bine Wambianu și n-am avut nevoie de flash. Ea nu știa că ați văzut acolo, i-am prins triple Q în Shroud. Nu știu cum o bat pe Kai'Sa, doamnă. Pe Kai'Sa nu o să putem să o batem, băieții, păcate. N-are râu Akali, cred. Oh no, it's trolling season. N-am ce să-ți fac. Ok. Gen, cum are și râu, cum are și exhaustul? Gen, Ali's out of heal? Ok. Am mai chestia. Gen, de ce are și râu și exhaustul? Oricum trebuie să dau commit acolo, că îmi dădea pike random. Gen, a trebuit să încerc. Păi am neapărat bounty-ul. Dacă n-avea exhaust și râu, puteam să-l omor și făceam un poroan și l-am 1000. You don't have to waste much? Da, totuși, bro. Come on, gen, are tot. Adică omul, gen, îi bate din click dreapta, înseamnă. Gen, ce e asta? What the fuck? O mini shield, by the way? Yeah, I know, e unlock-o. Oh, aici, Jax. Poate să-l bată Zeri? Yes. Cât mai e până la GM? Un match. Match-ul ăsta. Oh, shit. Ok, nu mi-a dat deloc, ok, nice, bravo, bine că am ținut-o pe Akali și a luat ăsta kill, bun, și nici n-am murit, ăsta chiar e un bonus. Nu-mi dă damage nici de R1, nici de R2 și ce, moar oricum. Trebuie să joc altfel cu EOA, gen, că mereu îmi dă eu la R1 meu, ăsta e cel mai bun counterplay. Noroc că i-am dat space acolo un pic, dacă mai prindeam cu un auto înainte de E, then eram mort rău de tot. Bun, trebuie să avem grijă, băiți, că noi deja că cu campionul Akali. Ok. Akali gen trolează, n-aveți idee cât de tare trolează Akali aici la play-ul ăsta. Gen e mega troll ce a făcut. Doar a pierdut o grămadă de timp random. Eu aici sunt pe reset, gen el e off temporal de tot. E efectiv AFK în match în momentul ăsta, timp de 40 secunde. Da, dacă e aici, țin a murit. Nu, apare nu e. Apare nu este, doamne, dacă de tank e Akali ăsta, jur. Gen, are itemele astea de o fac foarte tanky, dar tot dă o grămadă de damage. Dar de ce e pipe mereu? We need Drake's Xin. Hai că ne trebuie Drake's. De ce mereu, bai, de ce toată lumea pentru câinele ăsta a obosit pe mid, gen, de ce Akali este midlanerul favorit în match-ul ăsta? Nu te-am spus și eu că eu dau GM-ul, nu el. I-am de Shrift, da, dar dau grămadă de damage, dar nici mă nu-i problemă de asta, m-am luat bomba, bai, poate.
Whatever, bro. Da, și acum ce, uitați-vă la Pike ăsta, efectiv că este legit peste tot. Am okay, trebuie să nu mai fiu greedy niciodată. Mă duc tot, dar sunt behind, gen, trebuie să forțez play-uri, că gen, deși e 21-18, băieți, suntem mega useless. L-avem pe Alistar care e efectiv NPC, deci nici cum automat în 4. Chiar e foarte greu meciul degeaba. Îl prind pe ăsta? Da, îl prind. Asta o scorțeze Taurus 100%. Good, am luat și niște bani de first strike. Trage ăsta în hook, sărim ucinea, e groaznic de greu de jucat meciul ăsta. Dar de ce mi se tot blochează league-ul, bă? Mi se tot blochează PC-ul pentru o secundă, nu știu, gen, am lag imens. Da, sparge tot, te rog, să ai de când vine aia. Bun, să-mi dau băiețeci. O să-mi iau aici Țărilda. Na, e groaznic. Leandro este cel mai bun pentru Acalia de moment. Păi dacă e, asta mă gândeam și eu, cred că astea sunt cele mai bune două item. Pentru că nu e ca și cum nu-ți dau AP, gen, nu-s defensive deloc. Ok, îți dă 750 viață, dar îți bag 170 AP, gen, item e super bun. Can we? Putem să-i dăm rush? Putem să-i dăm rush la Baron? Dă-i la Baron, dă-i la Baron. O să duc de bot. Nu putem să-i batem aici, că Akali nu e. Na, whatever. I guess nice try, boys. Vin. Nice try. Gen, pur și simplu, e prea strong, n-am ce să-i fac. Gen, îmi dă zonie la damage și aia e. Da, gen, nu, e prea OP. Itemurile de pe Akali sunt OP, da, gen, e mega tanky, băieți, și am luat și zonia. Gen, omul are HP items și ne aruncă în aer. N-am ce să fac, e unlucky. I mean, aș fi luat 7 milioane gold pe botlanerii mei. Trebuie să ciordesc strategia, bă, chiar e bun, mai ales cu gen, avem și Beefy com, gen, avem Pike. Bine, aveam ăsta, doamne, avem Alistar, mă rog, trebuia să fie Beefy, dar e mega nasol. Yes, nu am ce să-i fac la Akali. Măcar l-am omorât pe Pike acolo, cred, nu? Da, să zic. Zicem, are și zonia, gen, dar nu am pus mă joc, are prea mult gol în față. Unde, pe ce side vrei să mă duc? Aici, unde sunt doi jucători sau unde farmezi de topul sau unde farmezi de side? Unde ai vrea să mă duc? Okay. Apare aici de bază, un pic. Deci dacă mai am un W de Kai'Sa muri, nu? Interesant. Doamne. Gen, îmi pare rău că doar Jaxi gen mega branded și natural tot early-ul, asta e unlucky. Gen, și mi-am sacrificat foarte tare lane-ul pentru el și gen, n-am avut de ales. O și joacă fără greșeală, a greșit tot lane-ul, bro. Dacă n-ar fi greșit tot lane-ul, ți-aș fi dat dreptate, dar am câștigat două 1v1-uri în fața ei când era ahead, gen. I-am scos și flash și TP și am câștigat 1v1-urile. Dar nu mai contează că după aia am mai luat 7 milioane gold de pe jucătorii noștri. Dacă dai un pic mai în spate o să vezi că a greșit maxim. Când se joacă Akali tank, bă, nu e chiar tank, dar da, e destul de healthy. Oh. Am să fac, gen, pur și simplu, gen, cât damage dau eu și cât damage dai ea. Eu i-am dat din râu vreo 400 și ea mi-a dat 1000, gen. E unlucky, gen, am să facem. Yes, am jucat mai bine, băieții. Nice try. Ia să dăm ăsta. Asta este data viitoare, băieți.
E monstru Akali, bro. Ok, da, te încălzește că e monstru, e monstru. Bun. Am are două level-uri peste mine și un item și jumătate. Vezi care zonă eu. Da, gen, aici puteam să pot să mai găs. Am dat un pic de damage doar pentru first strike, nimic mai mult, 60 gold. Uf. Are 3x5 health plus armură și îți dăm așa, da. Bă, are și level 16 gen și de asta mi-a dat foarte mult damage din rău. Vin. Bate-a pe asta. Dar de ce sunt warded peste tot? Da, mă, te doamne, stai văzut. Hai bă, dați FF, gen asta e, au jucat mai bine, go next game și ai... Zonia 120 AP, 50 armură. Nu, Zonia dă, are, da, așa, astea sunt statuie, dar are cooldown mare. Are cooldown 120 secunde. Ne vor give up, bro? Bă, n-avem ce să facem, eu de-abia am 3 iteme. Și Jax, ideea e că n-avem cum să câștigăm pentru că, v-am zis de la început cum o să câștigăm meciul ăsta, pentru că suntem full AD în doi oameni care poate să-și cumpere Zonia, în Bruiser și în full tank Ornn dintre toți campioni, gen e ca și cum Rammus jungle mai lipsea să mai abuge. De-asta e unplayable, de-asta e zis să se ducă pe gen, doar că, da, nu prea avut chef. N-avem cum să câștigăm că suntem behind în full AD, asta e toată problema. Dacă iar gen, dacă aveam un AP, maybe, era playable, dar gen... A de carry-ul inamic poate să-și cumpere Zonia și super OP pentru el. Ce mai e de zis? A încercat Zerin, doar că Alistar este field din ce ziceau băieții și gen da, m-a... Gen... N-ai ce să-i faci. Nah, close. 3 item versus 3 item, e mai strong el. Nice track. Zeri is shit, support main. Dar Zeri chiar a încercat să joace, genul ăsta. Oricum, deci Zeri este AD carry main și nice. Homie, cât ce melt i-a dat ăsta. Are frozen Xin? Da. Are itemul cinstit Xin Zhao. N-am ce să face. Nice track. GG. De chiar vin amic, 16 cu 1 cu 11. Playable și pentru noi. Bă, nice try, boys. Putea jucat mai bine, dar overall, de acum nu o să mai dau follow la niciun player de jungle din ăsta care dă invade-uri retarde. Gen, dar în același timp, dacă nu-i dădeam follow, gen, a dat 0 damage by 2. Da, iar mi s-a stricat camera. Și ce se tot strică camera, rezolv acum. Oh, a dat 15.000 damage ăsta. Bun Elgato, și face treaba Elgato, da. Nu, se strică doar pentru că am aplicația asta de virtual camera, de am background-ul ăsta pus pe spate, de asta se vede ciudat. Bă, nice try, hai să mai dăm una. Hai, thank you. Bun, hai să facem și noi un giveaway dacă tot. Hai să vă dau și eu două coduri, băi, să schimbe dacă tot suntem aici. Bun. Ia, fiți atenți, dragi prieteni. Bă, tot ce trebuie să faci e să scrie skin, să mă aveți la cum îi zice, la follow pe Insta, ca să îmi dați Instagram-ul vostru în caz să câștigați. Aveți Instagram-ul meu aici, prieteni. L-am spamat, încerc să fie treaba bună, îi dau și pin. Dați-mi un follow, dacă ați câștigat, îmi dați username-ul vostru de pe Instagram, asta e tot. Bun, puteți dați drumul să scrieți skin. Hai, băgați acolo tot, e forță. Băgați acolo că e jale. Bă, sperăm ca următorul lobby să fie mai liniștit. Oh, ce scriu băieții, băgați acolo tare. Deci dacă ați câștigat codul ăsta, puteți să-l folosiți pe orice regiune, pe orice cont. Oh, ce bagă băieții. Hai bă, scrieți acolo toți. Scrieți toți. Cut.
she gon' eat us or something. My dick in her mouth like she teasing or something. Sound like it could be drip season or something. Ain't no comparison. Șansă dublă, membrii? Bă, nu bag, deci pe chestiile astea, pe codurile pe care le dau, nu bag nicio șansă, pentru că vreau să aibă toată lumea aceeași șansă, pentru că și eu le-am primit de la Riot, băieți, așa că nu trebuie să faceți nimic în plus, toată lumea are șanse egale, pentru că le-am primit de la Riot. Eu doar le dau mai departe. Bun, când ne strângem 100 de persoane, a plecat. Uite, pun chiar acum piesa aia. Ia, hai să vedem cum e piesa asta. Bun, hai să plece primul cod. Primul cod, direct Cosmin 21 Chris. Bravo, Cosmin, ai câștigat un Project Jax, campion plus skin plus croma. Bagă, te rog frumos, Instagram în chat. Nici like nu trebuie să dăm, nu trebuie să faceți nimic, mă frate, doar să mă aveți la follow pe Insta, să vă pot da mesajul. Și bine, mă și ajută dacă mă aveți la follow pe Insta, băieți. Eu chiar mă ajută maxim. Trebuie să fac și eu 3000 de followeri acolo. Bagă Cosmin aici, Instagram-ul, felicitări, ai câștigat un skin pe Jax, bravo, tată. Hai să mai încercăm să mai jucăm un meci. Poate avem soartă. Trebuia să dau. Din meciul trecut era mega dodge. Trebuia să fie dodge lejer, lejer. E păcări că e ziua ta, nu? Nu, le primesc pe fiecare lună, dracu. Ce cap am, bă, iată-le. Bagă Cosmine Instagram-ul, frățior, un chat. Mai stăm 5 secunde dacă nu răspunde, bye bye. A răspuns mă Cosmin pe chat și nu mi-a apărut mie. Păi Cosmin, ce faci mă? Asta e Cosmin, îmi pare rău bă, că nu ai chef să răspunzi. Hai să dau reroll, ia. Mara, bagă Instagram-ul în chat, hai că ești aici, că ai scris mai devreme. Bagă Instagram-ul în chat pe citării, câștigat un Project Jack skin. Asta din setul nou, bagă. Bagă Instagram-ul, frățierul meu, bravo. Mamă, vezi că e piesă bombă asta. De asta e pe albumul nou? Da, mă, da, e. Bagă Mara aici. Mara, două puncte, Adrian.Radici. Da, 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 sunt sigur. Panama, dracu. Haideți pe păcăs mă mâncava și gura voastră mesaj în chat cu Instagram-ul ce aveți. Mai bagi meciuri? Da, sunt în Q, am intrat în meci acum frățiorul. Sunt și în Q în același timp, mai jucăm. Reroll. Cristian Sava, bagă Instagram-ul frățiorul, ai câștigat un Jax skin frățiorul, bagă Instagram-ul. Nu știu gen... Nu înțeleg, adică de asta de obicei fac giveaway-urile și le și dau la 2 minute ca să vadă lumea. A dat? Unde a dat? Da, hai că-l trec dacă a dat, e ok. Bagă aici, Cristiane, bagă și tu frățiorul meu Instagram-ul. Gata, te-am trecut, am văzut că a dat, am văzut, da, s-a bugui, da, am văzut că a răspuns. Dacă te meciuiești de GM, două, trebuia să fim GM dacă câștigam meciul trecut, dar a fost unlucky. Bagă Cristian Instagram-ul, frățiorul. Așa, golane. Bagă golanii, băgați Instagram-ul. Hai că suntem și meci, băiți, așteptăm acum, avem lobby-ul. Te-am trecut, Mara, stai liniștit, te-am văzut acolo. A apărut la Mara? Da, am văzut, gata, am rezolvat. Nu e Cristian. Sociopat, bagă frățiorul, că ți-ai luat și membru recent. De pupă chița, o bagă Instagram-ul, ce-a, te-ai câștigat un Project Jax. Auzi, mi-aș dori eu Project Jax, dar Z ăsta, dar mai nou. Da mă, nu, te-am trecut, Mara, stai liniștit, frățiorul, te-am trecut aici. Erai Cristiane, bagă Instagram-ul și tu, Cristiane, în chat, dacă ești aici. Bagă Instagram-ul, Cristiane, că te-am văzut și pe tine pe chat acum. Să fie, hai că dăm 3 așa, răspunde, sociopatule. Asta vreau să văd, uite, bun, bagă și tu. Am scris de 3 ori, stau, mai bagă-l o dată în chat, frățiorul, că ți-l copiez acum, n-am văzut. Tu. Cred că e stricat nightbot-ul ăsta. Bun, cam asta a fost băieți, mai dăm mâine, nu știu, mai vedem cum mai dăm. Bagă Instagram-ul, regi în chat. Mamă, ce se întâmplă, doctore, că mă ia prezoanele. Bă, dar avem Silas în ăștia, come on. Avem Silas în ăștia, ce să mai zic. Gata băieți, gata, că am terminat și cu skin-urile. Băi, Cristiane, mai bagă o dată Instagram-ul, frățiorul, să te copiez și eu de acolo, șa. Bun. Bun.
Ce părere aveți? Ești la școală? Da, sunt la școală, m-am pus în ultima bancă, am mințit-o pe propa că... că fac proiect. Nu, doamnă, stați liniștit acolo, glumeam, vorbeam la telefon. Sală junglă direct troll? Da, s-ar putea să fie mega troll. Mamă, dar ce meci. Bă, dar ce meci ne jucăm. Bă, crește. Nu-mi place deloc cum arată. O să-mi iau tipic. O să-mi iau, o să-mi iau și dematerializer și asta e. Ce scrie boss în spate? Cum să faci el în 2024? Mi-a trimis cineva asta și l-am pus. Bun, hai să vedem ce se întâmplă, băieți. Să vigiem ce se întâmplă când ne jucăm contra... Doamne, contra barieră, dog. Ai primit? Nu, mă, bă. A, nu, vă blochează Nightbot-ul. Vă blochează Nightbot-ul mesajele. Băieți, ați văzut Instagram-ul lui Cristian? Cred că e buguit, mă, frate, sincer. Așa, da, 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 perfect, perfect. Scrie exact cum ți-a zis Radice, așa, e buguit ăsta de la Nightbot. Poți să nu merge mai bine? Nu mergea mai bine? Că sunt squishy? Păi, first time m-am dus pentru că n-am cum să omor laner-ul inamic. Pe voi băieți nu prea aveți cum să-l omoreți la Wambian, e aproape imposibil. Deci e... e cum a trimis Radici cu punct între Insta și Țava sau cum? Hai că te trec aici și te găsesc eu acum, e problemă. Bun, gata, 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 gata. Bun, hai să câștigăm și eu meciul ăsta, băieți. O să-mi iau, bineînțeles, refillable pentru că ne jucăm TP. Nu o să încercăm să-l omorăm pe ăsta, doar dăm niște damage poc. Omul oricum are Eri, deci am fost inspirat că am luat TP. Fără punct, fără nimic? Ah, ok, ok, perfect, 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 perfect. Challenger Eve? Da, da, avem nici cum cu tot cealalt jungler, o să fie interesant. Durează puține venire aici, joacă First Strike acum. Dracu știi care cum se joacă, sincer. Da, da, n-ar fi bad. N-ar fi bad deloc. Adecheriul meu este 70% win rate și junglerul lor este 62% win rate, 1000 de LP-uri, mă, cavaj cu rabatul, e demonul Pikachu la ei. Da, da, greu. Da, m-a scos la tablă și mi-a scos, mă ascultă la meciul cu The Way, jaleg, nu prea l-am învățat. Vreți să vă min, nu prea l-am învățat, asta e benicisim. Să-ți dea Dumnezeu numai oameni în antiteză cu 90% din playerii de league. E just money better than delete players who destroy game. Păi și... e vina mea sau cum? Consider că e vina mea? Crede-mă că... da, ce să le fac nici eu. Crezi că mie îmi plac playerii ăștia? Majoritatea de mor odată și bagă rundown-ul? Păcate, nu prea pot să fac nimic în privința asta. Ok, bro, ești cea mai bun. Băieți, am mâncat doar două Q-uri de hoi, atât. După asta dai GM? Nu cred. Nu. Mai trebuie încă un meci afară de asta. Dar ce noroc am și când câștig, se bucurește chat-ul, mersi frumos, frățioră de donă acolo, te pup. Tot ce am mâncat sunt 3 Q-uri de hoi, băieți. Vi se pare cinstit? Scaling mage, by the way. Se mai joacă cu parole pe une? Nu știu. Sincer, nu știu. Bă! 3 Q-uri de hoi am mâncat, bă, mâncat, bași gura voastră! I-am întâlnit eu pe toți pentru toată lumea? Te cred, pe sigur, mai. Toată lumea i-am întâlnit, îți dai seama. Ce este așa ceva? How can play? They are 4 AP by the way, da, asta e adevărat.
Pot să-mi iau Craig's Drinker chiar acum. Bă, gen, ăla mi-a dat 60, ăla îmi dă câte 20% viață pe Q, gen, eu dacă, ăla dacă îmi dă 5 Q-uri am murit. 5 Q-uri de alea, bila aia de zboară repede. Bravo. Buf. Buf. Ok, bro. Adu banii că e problemă, bine că am aici dematul și pot să dau crash la wave-ul ăsta. Bine, Munsi spot, că a venit. A venit rabla asta, deci tot. Zi, ora 2. Da, distracție, League of Legends. Gen, EV, aici iau băieții kill-urile. Și asta gen face ce face aici, what to do, guys? Cum pot să mă joc League of Legends, este întrebarea. Dar ce face Huey, este întrebarea. Ah, Huey nu are TP, că are barieră, e un pic troll ce face. Ia frate, crash la wave, ești nebun că tot l-ai pierdut. Nice. Deci am la Hex Drinker? Nu, și mă duc pe Eclipse primul, chiar e good. O să, când, după ce fac Eclipse-ul chiar o să fie decent. Vin. Aici, hai aici. Pușează. Bravo. Ok, și am scos și Izzo. De la asta. Cam, vine aici. Bravo. De acum ne-am prins eu, două. Hai, te prinde eu. Dă-i. Ah, it's nice. E ok. Nice, not bad. Poți să vin? Ai flash, Silas? Nu. Nu-mi plac forțurile astea proaste, gen, dacă nu l-am prins, doar lasă-mă. Mi-ați dat soak la 3 minion și la Cannon, gen, mi-am dat demonatul pe Cannon. Da, și ăsta gen are level 6 după ce i-am ars atâta wave, pentru că mă trolează echipa mea și îmi dă soak la 17 wave-uri, bro. A, ce-mi place să mă joc, bă, plăciți. Distracții. Am 34 să iei forți. Da, vreau doar să pușez cât mai repede. S-a întrapat. Ok. Să zicem, o să-mi dau base aici stunt. E jale, cu ăștia să mor. Ce damage de ăsta? Da, by the way. De ce joacă mai de 1 miliard de ori mai bine în timp, gen? De ce e meta ăsta pentru mid laner, gen? De ce trebuie să mă joc jeg-ul ăsta ordinar de lane? Efectiv, gen, vine Zilean, nu pierde nimic, că vine, stă AFK 15 metri pe mid, după aia mai vine încă o dată, n-ai ce să-i faci. Mă pricep la numerologie, vezi, citesc și zic cifrele din viața ta de-n data de naștere. Da, frățiorul tău, dacă te faci fericit, ce mai mare plăcere. M-am născut pe 25.02.2000, 25 februarie 2000. Vă-ți dam blaua. Da, trebuie să fac și rom la rândul meu, deci eu sunt mai fraier. În cât timp e stream-ul? Nu știu. Trebuie să rămân Q-urile mai repede, dar nu l-aș fi omorât oricum, cred. Bravo, nice. A meritat să pierd jumătate wave ca să îi dau kill-ul Zeri, dar Zeri cred că are parole.
spell-uri. Două spell-uri, are 40 AP. Încep cu 25, două spell-uri. Fugiți, băieți, că mușcă ăsta rău de tot. Aaaa, doamne, 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 mi sare mucii cu pictorul. Da, mă, da. Deci și măcar nu-l văd când castă asta. Ok, am luat și n-am luat nici damage, impresionant. Ok, Eclipse, Eclipse și suntem ok. Are parole de pe San Andreas. Ăsta omoară? A, nu, nu omoară chiar, nu omoară. Mă gândeam, dacă omoară era interesant. Da, da, două, nu? Da. Nice. Not bad, sunt 8 CS behind, dar am Eclipse acum, hai să vedem. Dacă nici acum nu mă descurc în lane contra Huey, când am Eclipse, nu știu. Bravo, bravo, Pantheon. Mamă, dar și... Dar Evelyn ăsta e bolnav, de el ganchează top lane-ul contra Pantheon. Ok, e mort ăla. Ce flash. Bravo, bravo, bravo. Ce bătrân ești, ai prins primul război mondial? Sunt bătrân rău de tot. Nu l-am prins chiar pe primul, dar... Nici mult mai aveam. Ok. Ok, fuga dogs. Ai apus exhaustul din prima. Cel mai fun to play jucător de zilean. Cel mai bun jucător la point and click-uri. Nice. Dar n-avem niciun gândac? A venit și i-a dat W-ul și exhaustul lui Zeri. Și l-a pus pe 0 movement speed. Totul point and click, by the way. Da. Interesant. Gen, cam cât? Hă! Atât de mult? Mi-a dat cumva și alt spell în afară de... Mi-a dat și alt spell în afară de fiurile alea? Fiu mare și fiu mic? E better player after all. Da, Zilean e all the way better player, 100%. Nici n-are rău să... Deci încă nu, că așa e effect spin. Vezi, rege! Perfect. Nice. Mamă, i-a bătut pe amândoi cu ei, what the fuck? Rumble lost like 3 waves, da, e all good. E bine ce a făcut acolo, prieteni. A venit boala copiilor pe mid lane. Așa. Ce m-a fiți atins cum mă omoară Zilean. Dă-i. Please, bate Silas, nu-l bate. De ce Silas-ul meu e even level cu Zilean? Gen, dar cum e Zilean level 7, gen? Bro, nu, what? Tepura, wave. Mor, să-mi fac și-o n-o fac apăr legatic și mor. Mor, murim toți, venea și zei din spate și-l trage voi pe dreapta o altă după. Ok. Deci eu ai minimap acoperit. Ce, nu mai am? Iar nu mai am, frate. Ah, gata. Nu l-aveam acoperit, mersi că mi-ai zis, frățiorul meu. Nu l-aveam pentru că m-am jucat la turneul de Aram, la play de la de Aram și n-am scos. Mersi frumos că mi-ai zis. Ah, it's whatever. Zilean e jungla superioară. Zilean are același level ca Silas. Legit același level ca Silas. Nu știu. Încă chiar nu pot să înțeleg cum. Oare trebuia să-mi iau Ionian de fapt și să-mi iau aici... Trebuia să-mi iau Ionia și să-mi iau, cum îi zice, Exlinker mai repede. Hai bă, intră și tu în threshold-ul de pasivă. Mersi. Dau trade de ultă cu Evelyn de 100 de ori, prieteni. Hello.
so unfortunately I'm still here. Ah, cât de medie. Doamne, deci nici nu vreau să știu cât de medie. Oh, fereală, nice acolo ușa. Nice acolo ușa pe fereală. Nice. Mamă. De unde ești? Sunt din Galați, soțiule. Buf, 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 buf. One shotting without item. Cine, cine i-a dat one shot? Rumble? Bravo. Bravo, guys, bravo, bravo. Numai pe gaming dați drumul. Dați drumul la gaming, că e foame mare în România. Ce am făcut ăsta, bă, nu este, cred, săracul, cred că e atât de mad. Cred că e atât de mad, săracul. Dar are bine ăsta în match, că se joacă Evelyn și ai... Bă, Evelyn poate să-mi dea one shot dacă are itemele astea, eu sunt full viață. Și-mi dă full charm cu tot combo, îmi dă one shot, eu având și mărți și el neavând un item întreg. Și cu zero stack-uri de steel. Ok, Pantheon-ul e demon. Ok, side-ul, sunt împăratul side-ului în momentul ăsta, până vine Zilean și îmi dă... Unde, îmi vine și scrie că îmi dă slow, dar el îmi dă root acolo, nu slow. A fost chiar smart? Da, a fost smart că n-am jucat-o din... N-am, gen, nu m-am grăbit, am jucat-o din două rotații, pentru că Evelyn gen nu mai avea nimic. Aoleu. Aoleu. Aoleu, buu. Buu. Ia fiți atenți, când vine Evelyn, dau drumul pe sigur. Da, nevreau. E aici Evelyn, supărăs, a, nu e. A, merge, 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 merge. A, dar mi-a expirat shadow-ul de la W, că l-o moram. Încercam să-mi încarc și ăsta la... Dacă aveam flash-ul. Dar bine, ce astea cu unii. Da. Din nou, un pic de răbdare, băieți. Asta a fost tot. Bine că n-am avut flash-ul, pentru că... Oh, am pus punct în W, mai bad. Dacă aveam flash-ul, aș fi dat un pic mai repede. Chiar a fost bine. Bă, chiar pun super mult pressure pe side. Chiar e ce trebuie. Contează să ai ceva setări sau poți ca și tu alea basic. Nu contează să ai... Bă, gen, trebuie să faci setările să fie comode. Gen, nu e ca pe Counter să ai config, să-ți bani niște chestii, să-ți meargă mai fluent, să... N-ai nicio setare. Tot ce-ți recomand este să folosești setarea asta. Treat Target Champions Only as a toggle. Și butonul default este ăsta de sub. Uite la cursorul meu cum se aprinde. Acum, când apeși pe ăsta, nu poți să dai target la minion. De exemplu, nu poți să dau last hit. De exemplu, nu știu, un campion lângă turetă și eu nu pot să dau last hit click dreapta pe turetă. Nu merge, uite, vezi, dacă pun target pe ei, nu pot. Uite, pot urma pe campion dacă observi. Asta e singura chestie care chiar mi se pare super useful. Zilean are aceeași level cu Evelyn și cu Silas. Cum? Da, nu prea-mi place că am venit aici, trebuie să fiu mid, I guess. Dar nu înțeleg, gen, ce caută Zeri side? De ce mi-ai luat vreodată side-ul? Oh, ia și farmează waiver, într-unul e Pantheon, într-unul este Zeri. De ce e Zeri side? De ce nu-mi lasă mie? Lasă mie side-ul, bro, joacă-te tu lane pe mid aici, că ești safe. Bine? Nu e bine, dar gen, n-avem damage, nu e bine ce am făcut aici, nu știu ce, de ce dau follow, de ce dau follow lui Jean, e cel mai dog shit play, n-are ala rău, două, n-are eu? De ce dau follow lui Jean, dintre toți playerii, gen, e dog shit play? Vedeți ăsta să faci în orice comp? Nu, de obicei mă duc profane al doilea. Can we fight 5v5? Yeah, I do. Dar de ce mă pune pe old ăsta, mă, frate, gen? Mai bine, nu te-am stat niciodată follow la acolo de Jana. Gen, nu dai, bă, dacă nu Jana tău nu e rank 1 pe Jana, nu dai follow la jucătorul de Jana. Chiar e, gen, asta e, play-ul ăsta e mai bad. Deci play-ul ăsta chiar e mai bad, boys. Nu prea să mă înceat, i-am dat bounty-ul ăla degeaba. Mă gândeam că trebuie hot key-uri ceva. Ăsta a dat pe ogorul.
Da, hai că am început play-urile Badlands. What the fuck, câte miște se. Trebuie să jucăm neapărat trebuie să jucăm neapărat cu Zeri. Îmi place. Vreau să joc side acum. Let me side, please. Gata, lăsați-mi pe mine să mă duc side și asta e. Și eu nu mă mai mut de pe side. Am TP-ul, jucați voi cum vreți voi, eu mă joc side-ul meu. Vreau să iau tower-ul ăsta, băieții, super low, e urmă de gol. Dacă aici tot activat, ok, mersi frumos. Ia. Yeah. Ah, nice. De ce face side-ul, gen? Dar am down? Cred că doar am doamne? Ah, nu. Doamne ajută! Chiar cum mergeam am crezut că se bagă direct cu capul nii. Vin? Nu, dar este și... De ce nu m-a lăsat pe mine să iau ăsta? De ce nu m-a lăsat pe mine să iau ăsta gen gratis? Merge flash-ul pe nimic. Gen, ăștia, ăsta pușează acolo, nu? Nice. Flash Apelius, chiar e good. Chiar e mega good ce am făcut. Ulta mea pentru flash-ul lui. Mă dau foarte, nu mai vreau să mai rămpă bine. N-ați avut numere acolo? Da, eram numai eu cu Jana. Post, mega troll. Da, ok, și la wave-uri e all good. Dar mie mi-e frică de ăsta cu foi, jur. Hai grijă. Gen. Bă, dar Zeri ăsta n-are o frică, mă, frate, că... Bine, de fapt, e are, dar e mare de bubuie. Da, bine, tot mare, nu? Gen, uitați-vă cât slow, da. Ce-și putea să fac? Ba, dar rău și l-a dat. Nu știu că are ulta asta cu Zileando. Nice. Dacă ești greedy te ard. Bine, poți veni să ajut? Sunt out, cred? Da. Ok, am luat un kill, not bad. Not bad. Dar Zilean e prea cringe, gen. Era bună runa de slow și tenea CT? Care frate, gen? Să-mi iau mai mult pe acum. Eu vreau să mă duc top lane. Vreau să mă duc top lane, ca în TP-ul. Vreau să joc și eu să folosesc TP-ul, cum momentan n-am folosit deloc. Nu știu, mă simt, nu știu să explic, dar erou mai se simte atât de useless în match-ul ăsta, gen. Pur și simplu, nu știu, poate sunt, probabil sunt eu delusional, dar... Gen, doar când îl văd pe Zilean și știu că poate să se pișe pe tot compul nostru, ne dă 1000% slow, are rez și toate chestiile astea. Cum mă rași de oară mă pe Zilean, păi ăsta e play-ul aparent, că faci. Gen, efectiv stai pe spate, mai scurabă, treci cum aici. Poate vine Rambos dacă rec la wave. Dar cum prăște și tot. Bani și că tocam bine, dar nu-i de ajuns. Ia sunt Dorico. Deci când ascunzi map-ul, bro, din totdeauna, man. Da, nu dau damage cum trebuie, în niciun caz mă duc bot acum. E în tipi. O să dau TP-ul, dar nu vreau, gen n-aș vrea să dau TP-ul chiar acum că nu mai am, n-am multă.
Pizza oare ce mai fire pe riscul lui baby? Păi da, trebuie direct. Bă, dar am doar level 14 minutul ăsta, ce? Am doar un, am două deturi, dar am level 14, sunt bolnav. Bine, a fost și cringe un pic waves, că mi-a farmat Silas foarte mult, foarte multe waves pe mid, mi-a dat băieții soak early, da. Totuși, mergeam un level 5 pe momentul ăsta, chiar era insane. Dacă moare ăla e bombă, am TP-ul. Am TP-ul, jucați Baron-ul. Jucați Baron-ul, eu pun pressure aici până vine unul și pe aia îmi dau TP-ul. Până nu vine cineva, nu-mi dau TP. E ăsta. Și n-are TP. Puteți să jucați Baron-ul. Dai, și mi-am instant boral asta, nu? Nu, nu pot să dau. Bro, nu pot să ulta pe el. Bine. S-a dat ulta de zile mare. Deci cum mă moare de carry-ul din prima, nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum moare el primul, avem Pantheon frontline, am pierdut Baron, GG, guys. GG, îmi dă gunoiul ăsta firul, gen, îmi dă, îmi prinde căcatul ăsta de firul, whatever, n-am putut, de efectiv, n-am putut să dau soapla de buve. Și double bombe, gunoi și TP-ul și toate astea, whatever, GG, guys. Ne, nu puteți nici mândri, chiar nu putem. Și în fața a fost, păi da, dar pe moarea de carry-ul primul fight, nu știu cum dracu moare. Stop dying first, so we can play the game. Nu mai muri ca botul, gen. Mă, cred că nici nu a trebuit să-mi dau TP-ul, sincer. E un pic cringe, e cam mega cringe. Gen, compul lor e disgusting versus Zed. Au ăsta care poate să-mi dea bombe, pe ăsta nu pot să-l omor, că are 7 milioane de scuturi. Și mai au și Zilean. Și waiver-urile mereu sunt, mereu sunt exact așa și unlucky, gen. Nici nu prea prind cine știe ce XP. Eu nu pot să fac nimic în meciul ăsta. Campionilor sunt unkillable pentru că au mizeria aia de zilea. Descuți de slow și mori. Din nivelin ăsta nici măcar nu-i cine știe ce player. Doar greșește un pic mai puțin ca noi și asta e tot. Gen, mi se pare doar că Zilean e mega OP, legit, în match-ul ăsta cel puțin, gen, mi se pare că e mega, mega bun. Și am ce se face. Gen, legit, ne luăm bala copiilor rău și suntem, avem mari forță, gen. Adică eu e cu parole? Nu e cu parole. Te rog, battle. Bravo. Dar îi dă 0 damage pantalon. Dar puși băi, băiatule! Mamă, cum se bagă și sale sunt de 1000 toți. Nice. Îi bate zerii pe toți, vin? Vin. Bravo. Nice. Bravo, zeri. Bă, tot ce ar trebui Silas să facă, cred, în momentul ăsta este să ia ulta de Zilean și să-i dea rezlu zerii, gen, și câștigăm. Am și uitat că avem Silas, gen, nu l-am văzut pe Silas ăsta deloc. Dă-i. N-are Sonia. Dă-i, forțează, dă rămâne aici ambele turete, cred. Uite-l pe ăla, nu-l batem, gen. Asta zic. Dă-i, end, băieții! Bravo, Zeri. Doamne, bă, cât de mișto Zeri, nu știu, eu nu tăteam deloc. Bravo! Bravo, bă, cum capa și gura voastră că ai jucat asta bine, firația e dreacu.
Puh. Mamă, bravo, beautiful lies, ești insane de bun. Dacă nu murea acolo la baron primul, bine, probabil tot încerca să facă același lucru. Mamă, cum am tras pe dreapta meciul ăsta. Bravo, 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 bravo. Salutare, ai transpirat puțin? Puțin am transpirat, nu? Sunt direct barajul vidrarul, că mai are un pic și sar peștii de peste baraj, așa sunt la cur. Bravo. Băi, țin cu meci. Mai dăm un meci? Mai dăm un meci să facem GM acum? Mamă, dar ce meci greu a fost, ne-a băgat în super turbo lobby. Cât de meci am dat eu, gen? Eu chiar scuresc cât de meci am dat. 23.000? Mamă, 13.000, turbo sport. Hai, bă, să mai dăm unul. Hai să mai dăm unul, ia o secundă. M-au sunat oamenii, hai chiți afară. Ce dracu e afară, măi, nebunilor? Eu am butonul la calculator aici. Ce ca afară, auzi? Nici măcar n-am IP-ul la serverul ăsta, ci ca afară, mă rog. O bătaie de joc. Deci nu joci și alte lane-uri gen bot, pentru că nu este bine să te joci alte lane-uri dacă tu ești main un singur lane, frățiorul, pentru că fiecare lane are mecanicile lui, are chestiile pe care trebuie să le știi despre gen matchup-uri, build-uri, când să te bagi, când să nu te bagi, unde să-ți oardezi, ce să faci pe lane, cât să-ți dai reset, care sunt wave-urile bune, etc, etc, etc. Dacă te joci alt role în timp ce main-ul, dacă main-ul tău e mid și te joci bot, e troll. Ți-am citit numerele, vrei pe Insta sau YouTube aici? Scrie aici, frățiorul, doar că s-ar putea să meargă să trimiți un mesaj extraordinar mare. Scrie și tu mai multe mesaje și citesc acum. Dacă cât e cealul? 740, cred. Bă, haide, bă, cum mei să fac eu grabasterul ăla, că prea m-am bubuit la creier. Ce unit avem? 62 la... Bă, facem... Ce părere aveți? Că facem, facem Grandmaster cu 62% win rate. Eu zic că e chiar bine, mă, mâncapa și gura voastră. Am o surpriză, dacă e AGM, încercăm la Orențiu, te pup. Încercăm, chiar o să-mi dau sufletul tare. Este ca începător, habar n-am, păi tocmai ți-am explicat. Cial 741. Avem 2 de 2, asta ne reflectă puterea feminină, adică îți place să te îngrijești, arăți bine, ești empatic cu cei de lângă tine. Bă, nu mă îngrijesc la modul exagerat, gen, după cum vedeți, dracu, doar mă tunt și cam atât, adică uitați-vă, cum mi-a zis ăla, și că pune ward în sprâncenile alea, că să nu ți-e gang, cum mi-a zis unul, am niște sprâncene, zici că semnalizare din aia opărită de Logan. 2 cu 5 e 7, 7 e numărul genului, high IQ, după cum putem observa pe Z, dar în viață în general. Ok, 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 cinstit. Mai și deșteptare. Ok, ok, ok. Și când te gândești și după trebuie să faci GM iar pe al cont pe une? Păi da, mă, cum, dar știu că pot, nu? Asta e cel mai important, că știu că pot. Păi avem 2 cu 5, cu 5 cu 2, 12, 1 plus 2, 3, care e numărul comunicării, în același timp te mai cheamă un chitsune, prima e 3, care tot a treia literă din alfabet. Ok, 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 cistit, ești carismatic, îți place să fii în mijlocul atenției, asta e facts, nu vorbesc un pic cam prea mult. Ia vedeți, băieți, în foarte multe situații te descurci doar cu vorba. Păi da, dacă nu iese cu vorba și începe cu bătaia, e jale. Dacă cu vorba nu ne-am înțeles și începe cu bătaia, vă zic că e de fugă. E cu fuga, nu cu bătaia. Băi, seara, te pugle pe azi. 2 plus 5 egal 7 reprezintă frecvența ziua, reprezintă frecvența pe care îți trăiești viața, 5, luna, reprezintă caracteristicile tale ca și individ. Ca și individ top, uai, mersi frumos. Mersi frumos, mersi mult de tot, bă, talent. Păi și... I-a dat cu de ochi, luchiți pipații, să dați să nu fiu de wache, de alea, revelion la wache. Hai bă, cu meci, bă, hai cu meci, să câștigă și noi meciul, că nu mai pot. Că nu mai pot, că mă joc cele mai grele meciuri de pe UNE-ul ăsta. Ai dat GM un meci, beleule, un meci. Dacă câștigăm pe ăsta, suntem la un meci iar. Eu am pus titlul la un meci de Grandmaster și de asta tot pierd un meci, câștig un meci ca să fie titlul acolo. Ha, du-te, dracu. Un meci, băi, letal Z, bă, băiatule, cât dracu. Să nu mă de ochi, să mă alea. 8, 4, 4, 8, 15, 3, 14, 1, 19, 6, 9, 1, 3, 4, 12, 21, 8, 5, 7, 7, sunt Demon King. Băi, băiatule, băi. Cred că s-a potrivit ceva din toate alea. Bă, s-a cam potrivit ceva acolo, da. Aia cu vorba ce puțin și cu așa, dracu, mă știți și voi. Toată lumea, nu mai tace dracu și chizăl. Să moare să o facă. Da, asta e nașpa. Asta e singura chestie nașpa la frizura asta bascat, că bă, chiar trebuie să mă tund foarte des.
Mamă, ce-mi place piesa asta, bă. Deci piesa asta mă rupe rău de tot, de să o dau mai tare. Îți zici cu cine de dungile aia după frunte, zici că-s brațele Dunării. Că tot ești inhalat. Ce dunge am, mă, Panaramă? Ce e aici? Dar chiar, mă, de ce am căcaturile astea? Bă, ce am, mă, mâncava și gura voastră, că se face următorul maraton pe fruntea mea. Bă, fax, mă, adevărat. Mamă, mâncava și gura voastră. Cred că dacă mă chinui pot să țin 2-3 farfurii de alea, de ce așa am frunte? Riduri de la LOL. Da, probabil contează și că stau așa de multe ori, că mai belesc ochii așa și îmi fac semnalizările astea. Te încruzi prea mult, da, legit. Ai tras river, pă, frute, lasă-mă, hai, lasă-mă, dă, mă, bagă-mă dreacu, beci. Ai barieră și la mine. Bagă-mă dreacu, beci, că mă iau ăștia la mișto, iar, doamne, bagă-mă să nu mai citesc. Să o bag pe aia, că nu poți citesc șapă, că sunt concentrat la meci. Mă iau ăștia, nu mă îmbarcă, hai, bă, bagă-mă dreacu, meci odată. Bagă-ne, doamne, un meci odată, să iau și eu grabastru, să fac poză. Și mâine. Bă, mâine poate dăm drumul. Mâine poate dăm drumul de pe la 5 la live. Și ne jucăm vreo 10 meciuri de League of Legends. Că poate dăm și noi cealul. Dacă avem soartă, îl dăm. Am aceeași problemă cu cine. Le-am foarte supoase, poți să te pensezi când te tunzi. Că nu e nimic ciudat. Dar nu, bă, asta e frizerul meu. Care e top. Băi, pe tuns e top. Deci e grafician în scalp, în toate astea. E top. Nu pensează. Și când mă pensează nevastă mea, vă zic sincer, nu sunt, într-adevăr, nu sunt cel mai rezistent om la durere. Adică nici nu plâng, nici nu alea, dar nici nu sunt așa pe la mijloc, să zic. Bă, la nevastă mea când mă pensează, nu știu, am impresia că mă pensează cu, nu știu, mă ia, habar n-am, cu shotgun-ul mă face, nu știu cu ce mă face. Bă, când îmi zboară câte două din alea de așa, dacă nu, zici că îmi trage carnea cu totul și mai trebuie să-mi țin așa din cap. Când îmi zboară carnea un pic în sus, îmi face așa, prelată la ochi. N-ai, mă, cum. Bă, jur pe ce mai sunt că aici la Galați mă mai pensa o femeie de o vopsea și pe mama. Și jur simțeam băși. Femeie, nevastă-mă mai ia cu burgheiul, mă ia. N-am ce să fac, asta e, banez greu și merge mai departe. Cum am live la 5, că o să fiu la sală? Păi dacă ești tu la sală, asta nu înseamnă că nu prind stream-ul. Că dacă fac de la 5, fac până la 10. Dacă tragi de fiare 5 ore, ești cel mai pompăr. Grafician îți cald top, dar numai back tunde. Nu, mă, numai subinii mă tunde. Bă, dacă am fost și tuns alb, am fost tuns șmecher, făcut un fel de crop morsă, nici cum era cum îi zice. Vopsit alb, aveam și o dungă roșie în cap, ca de-n buletin. Ce-i asta, bă? We go in... What? Așa pățesc și eu la găcinuie și la asta mă tăia cu ceară repede. Dar mă ia, femeia mă ia tot cu penseta. Bă, dar ca o boare așa mă atinge. Zici că nici n-am simțit. Deci mi-a făcut cu părul de scrucenie. Aștept noi ce e Limoldova. Fex. Bă, ce avem... Da, eu sunt victima experimentelor nucleare pe bot când sunt la meci de Grandmaster, guys, please. Soția mea mi-a pus pensatul cu ceară, e mai puțin dureros, chiar spre deloc dureros și mai rapid. Bă, da. Ideea e că trebuie să mișii, bă. Oh. Bă. Nu se poate. No, Riot, no. Unde e butonul de loc? Am crezut că bye-bye. Am crezut că e bye-bye și că gramatorul nu m-am pozi. Băi, doamne, iartă-ne un pic și pe noi, că e jale. Crește eu la puternic, m-a luat un pic cu persoane, să știți. Dă-i cancel, nu mai dau niciun cancel, că mai durează o săptămână după aia să ne bagi meci. Transpira puțin. 4-2, bro. 4-2, se banează set și dau unul venul cu Akali și GoNex. Eu zic că e bine, avea Aurel cu Vegar pe bot pull-in. Da, infinit inting, cum ziceau aia, infinit scaling. Și părteau farmul la jumătate și scalau și câte jumătate, amândoi. Făceau amândoi un campion. N-ai dat accept la 5.55, ce semnifică 5.55?
Tot aia sunt? Mamă, jale. Banez Aurelion. Dar nu banez Aurelion, că sunt realul, banez Masării. Ia sunt aia? Da, da, da. Dacă se banează, se deja le, ok? 5 e numărul sexului. Ah, na, na, avem treabă că noi nu facem. Nu vă panicați, băie, 5 e numărul sexului. Noi suntem cu League of Legends, noi nu facem, e bine. Am înțeles că e și păcat, e numai bine că noi nu facem, e super bine. Cu noi cu butonarea, cu alea, mai scapi câte o înjurătură, asta e singurul păcat. Că să nu ți înjuri aproapele, dar de fapt nici măcar nu e păcat. Nici asta nu e păcat, că să nu ți înjuri aproapele, că de obicei cu echipierii cu care te joci nu sunt aproape, sunt destul de departe aia. Spre alte țări n-avem treabă, deci nici măcar atâta nu e păcat, deci e prea ușor. Ce aveți, mă? E, stăm bine, suntem bine, Doamne ajută, fac și Grandmaster acum și am încheiat cariera de gaming. Gata cu astea. Ban Aurel, păi trebuia, da. Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctore, că mai ia persoanele? What the fuck? Suntem safe aici, încă avem bine, n-a sfântul un fetru. Adevărat. Bă, ce sunt lobby-urile astea? Dumnezeu e Românix 2? Dar dacă de fapt e un... Dacă de fapt le cade netul. Dă ei și dă să caute iar. Ok. Ok, 500. Gata. Dai cancel, gata, dau cancel, băieți. Bă, vreau să mai ascult o dată piesa asta. Prea șmecher asta. Dai cancel, să nu intri cu ea, gata, ne-am ferit, bineînțeles. Ne-am ferit, ce e de pereală și de Dumnezeu îi place. 496 LP, băieți. Mamă, suntem la un pas. La un pas de minunății în România. Bă, eu zic că chiar pot să dau challenger-ul pe une. Dacă mă joc mult, îl dau într-o lună și un pic, două luni. Dacă mă joc câte 3-4 meciuri, 5 meciuri pe zi, cum mă joc eu și m-aș juca deloc obținut, mi-aș da în 2 luni jumate, probabil. Acum ne jucăm pe contul ăsta de o lună și o săptămână. Am început cam pe 20 februarie. Mă joc de o lună și o săptămână și sunt 500 de lepeuri, 62% în regas. E double cealul, băieți. Chiar e super double cealul. Când nu intre scriptul ăla la băieți și să le dea cu disconnect. Păi da, mă, dar chiar ce-au dat aia n-a fost lobby crash. E adevărat, dacă se zice mai 100 LP master și nu joci, nu joci o săptămână sau două, îți poți pierde LP-urile? E mit, Ștefane, nu știu, eu n-am ajuns niciodată. E mit, cred că mințeau ăia, că aveau ăia ego. Te mințeau, nice. N-ai treabă. Deci, poți să te joci, ai nevoie, de când ești în master, în sus, ai nevoie să te joci minim un match pe zi ca să nu-ți iei decay, adică să pierzi LP-uri, pierzi în fiecare zi LP-uri. Por la Elo SS, chis, te urmăresc de la primele stream-uri de pătuși, te pup, botul. Regele nostru, mersi frumos, frățior, acolo, de donation, de membru, te pupă, chițau. Deci, vezi că ești UDK în 14 zile? Deci, poți să stochezi maxim 14 meciuri într-o zi. De exemplu, poți să te joci 14 meciuri astăzi și după să nu te mai joci 14 zile League of Legends. În a 15-a zi trebuie să joci iarăși un meci. Dacă nu te joci un meci, o să-ți iei următoarea zi DK 50 de LP-uri sau cât e. Următoarea zi iar 50 de LP-uri până ajungi în Diamant 1. Când ajungi în Diamant 1, după aia trebuie să te joci un meci la săptămână și poți să stochezi o lună maxim sau ceva de genul. Ce rank ai pe Z pe profesor? Am pe League of Graphs rank 2 în momentul de față. Sunt rank 2, dar ar trebui să fiu rank 1 by far, că primul care e rank 1 are 50 de meciuri, am 160 și am aceeași mire că e ăla aproape. Sunt rank 31 World, rank 2 e une pe League of Graphs, n-am profesorul să văd. Minus 100 LP pe zi, iau-s chiar 100, deci jale, deci care sunteți în master, verificați-vă DK-ul mereu, băieți. Bine, majoritatea care suntem master ne jucăm, dracu, ce puțin un match în 2 săptămâni, că n-ai cum, opa. Ce dracu meu, ia, hai, bagă ceva bun, băi! Best dead by far, de pe une, da. După staturi cel puțin, am 66% win rate în 160 de meciuri. Primul are 65% în 50 de meciuri. Deci eu practic am 100, eu am practic încă 100 și ceva de meciuri, sunt și 500 LP-uri la un meci de GM și am aceeași win rate. Când am intrat și eu master, aveam 75% win rate pe Z, gen. Da. Eram rank 3 world când am intrat în master. Am fost rank 3 sau rank 4 world.
Bezedon pentru noi românii. Da, că nu deschide nimeni calculatorul și caută mai mama radiantul com. La GMT sare iar rang mai sus, nu cred. Nu cred că mai contează că e GB dacă ești challenger sau master 0 LP, nu cred că contează. Trebuie să fii minim master. Dacă ești dacă eu sunt rank 1 pe E1 și am 66% win rate pe Z, nu sunt rank 1 pe Z. Contează un master care are 0 LP-uri, dar are 70% win rate pe Z. Este 100% rank mai mare ca mine. Bă, fac live-uri de pe un an jumate, Cristiane. Poți să pui cam ce muzică vrei tu. Pe Twitch cel puțin poți pui orice muzică, că n-ai nicio treabă. Pe YouTube, dacă pui muzică din asta, dacă pui muzică de genul cum e asta de o ascult eu acum, e o singură problemă. Poate să-ți șteargă vodul. Asta e tot. Gen, nu mi-am luat niciodată copyright strike, mi-am luat doar copyright claim-uri. Adică nu-ți mai monetizează cum îi zice canalul la vodul respectiv. Gen, de exemplu, uite, mie poate să-mi dea jos vodul ăsta de tot, adică oamenii să nu mai poată să mai vadă stream-ul după ce îl termin, bineînțeles. Da, trebuie să faci virei la ranked neapărat, da. Bă, vezi că rank 1 world, deci dacă Chitsanu e rank 31 pe Z world și e Dumnezeu pe pământ, ăla de pe 1 oare cum e? Ăla de pe 1 știi cine e? Eu am avut statul să fiu rank 1 Z world, doar că vă explic care e mizeria. Rank 1 Z world, în momentul de față pe Professor sau pe League of Graphs ăla, rank 1 este... Te rog, nu mă pune pe mine primul. Stop anyone? Da, nu mă ajac așa în jungle. Rank 1 Z world este Emerald 1 la turci. Legit, are 78 de meciuri, 100% mirei, băieți. Și este Emerald 1. Se schimbă sezonul și se setează și MMR. E soft reset, nu ți se resetează ca lumea, gen doar ți se resetează divizia. De exemplu, dacă ai terminat gold, primul meci din provizionare se dea cam ori bronz 1, ori silver 4, între bronz 1 și silver 3, cam așa, aproximativ, plus minus. Eu, de exemplu, că dacă termin 500 de LP-uri, primul meci o să mă dea Emerald 1. Maxim este Emerald 1. At least say something. Păi n-am ce să fac, frate. Good morning. Hai, good morning la băieți. Yasuo, Brand, Jin, Pyke. Zandra Tech. Nu mai joc eu Kalina aia. Cum e ok să termin 500 LP de Emerald 1? Păi mă, se gândește-te că rank 1 primește Emerald 1 primul meci. Pentru că este capat, înțelegi? Păi, pentru că așa a intrat Challenger a doua zi dacă ți-ar da divizie prea mare. Dar gândește-te că ai MMR super bun. Nu trebuie să-ți faci grijă, ai MMR super, super bun. O să-mi iau Electrocute cu TP, 100% meci ăsta. Dar de ce nu poți să schimbi, what? Bro, what the fuck? V-am zis că o să se întâmple ceva nașpa. Am ignite în Yasuo. Mamă, suntem full Grandmaster Lobbies, băieți. Cum zic, ce muzică e bună pentru voci și care nu? Trap-ul ăsta de obicei, trap-ul și nici manele să nu bagi, că sunt foarte riscante. Poți să spui, nu știu. Hai să mă gândesc. Poți să asculti, nu știu, EDM de ăsta, DMB, chestii. Poți să asculti orice muzică, doar gen, nu ăsta ai mare probleme. Ia bogat aia nu un PC. Mamă, dai jale, uitați-vă și voi, suntem 3 Grandmaster, cu 3 Grandmaster, eu sunt la un meci de Grandmaster și iau și Challenger. Nu mi pache. Dar care dracu banează Z din ăștia, gen, cine banează Z efectiv? Am Z OTP Z-ului. Can manage, bro, don't worry. Dați-o ce am pic. Cine dracu banează Z din enemy comp, bro?
course, că dar nu mă jucam altceva, dracu, că nu sunt de la de mă joc și acum de campion. Ești pe 31 lume ca Zeta. Mamă, dar Yasuo sta chiar idem în piasul. Hai să ne citim de bun. We have 0 DPS. Nice comp. Ce ai, bro, ești crazy. We have huge burst. Bro, gen, what? Avem Nasus, dacă scalează Nasus, e insane. Păi dacă scalează Nasus, e insane. Memorie la actualii diferit de flex, n-ai nicio treabă. Ai două MMR-uri separate, da. Dar, gen, nu poți să influențezi pe unul cu celălalt. N-are nicio treabă. Tu joci un meci pe solo kit, se schimbă MMR-ul pe solo kit. Tu joci un meci pe flex, se schimbă pe flex. Nu știu cum ar trebui să joc lane-ul de Yasuo. Ar trebui să pușez? What? What? What the fuck? L-au bufat pe ea, i-au bufat. Bă, ați văzut? Au bufat bomb plating-ul. Dacă are scut pe el, nu-i procuiește bomb plating-ul. What the fuck? Ce buff nesimțit pentru Yasuo. Nu, mă, nu e normal. Deci nu e normal așa ceva, jur. Bă, nu i-am dat basic la, nu i-am dat damage înainte. What the fuck? Ala chiar arată dublu. Ok, să zicem. Oare de 10 și joc în partea asta. Deci brand, e boxe. Ok. Mă dau un pic în spate aici. Nice. Real un pic. Nu știu să zic, interesant. Deci dacă are bomb plating-ul pe el și are scut, nu-i propește. Ok, măcar a spart pasiva, că am nevoie să, gen, deci, mereu scurtul lor, bă, mai bun. M-am săturat de rolul ăsta OP, gen, gata, bro, ce faci, un joc perfect și pai cu level 2 la minutul 3 în spatele, bă, what the... Ce frumos am jucat-o. După contul ăsta faci live și cu Valorant? Mă joc, frate, și Valorant, dacă vrei tu mă joc contul ăsta și Valorant. Gen, efectiv, mid-ul meu este over în momentul ăsta, că nu mai am flash, gen, e trebuie să fie 1-0 cu crash de wave. Dar nu prea mai avem de ales. Rolul de suport cel mai cringe în momentul de față. Am dat doge la efectiv tot. Am dat doge la absolut tot. Ăla a dat și flash-ul degeaba și eu iar trebuie să-mi dau base. Yeah. L-a scos din tower, îmi vine să borăsc. No way, you did that. No, deci este, nu, sunteți paranormal de slab, este. Deci ăla era cel mai free kill, bro, ăla era legit cel mai free kill. Dădeam E, W, root, își mai lua un tower și acel muream. Nu știu dacă muream eu sau nu, dar era irelevant. Oameni, bă, dar uitați-vă cât de distractiv e mid-ul, by the way, bro. E cel mai fun lane mid-ul, bate-l că genii, că sunt viață toți. Mamă, dacă aș fi acolo cu flash-ul, dar nu ai, nu sunt.
Bă, da cu 25 de euro, pe pește, pe frățiorul, mersi frumos, vin! Mersi frumos, mă, frățiorul meu, acolo, de 25 de euro, te pupă chițaua tău, numai dragoste! Aoleu! We missed everything? Bro, tu ai văzut ce-ai făcut? Tu, genii, ești NPC sau ce? Ăsta cu copii suferă lui Quay, dar el n-a văzut ce a făcut el, cred. Vreau și mai văd. Bă, mersi frumos, mă, frate, de 25 de epuroi acolo ușate. Pupă chițaua tău, numai dragoste, la șeptă. Mindu-se-și... Bă, gen, vi se pare fan ce se întâmplă? Gen, vi se pare fan? Măcar sper că mi-a farmat un pic Quay-ul meu. Păi, damage, I guess. Bă, gen, acolo când am venit în magancat, dar Brand, am dat doge la tot, am dat doge la Nado-ul de Yasuo, am dat doge la Q-ul de Brand, am dat doge la W-ul de Jin, am dat doge la Q-ul de Pyke, what the fuck, ce aș putea sta cu amint? Și gen, toți sunt behind, pentru că echipa mea, gen, n-a făcut ce mai prost ca am făcut, băi, acolo. A, am croat aici, nu? Da, mă gândeam că iau cu un... Vite! Hai să-l prindem pe ăsta, nu? None of my niggas they smile. No, I'm taking risks, man, versus wild. I made it never my fault. No, I'm not touching something for you. Hai bă, bate, că-s mort. Ce-au tot slow, bate. Bate-l, bro, că-i bate pe toți, gen. Bravo, man. Dă-i știu ăsta. După ce stau într-o. Hai de capul ăla. Ok. Deci mai am și ulta de scenă. Acum asta era ultima pe care vreau să mai văd. Iarăși, pai. Gen, ear. Ah, n-a plăcut. Ah, poate bă. Bă, bike se teleportează pe hartă, efectiv. I-am arătat poză cu tine la prijet și acum sunt soția ta din Germania. Te pup, da, poate trebuie să-mi dau base aici, știu. I didn't, bro. Nu ți-am dat blame, bro, ți-am zis doar că ești suport bun. Nimic mai mult, că l-ai omorât pe Yasuo. M-a luat personal. Bă, oricum, eroul meu o să fie mega strong în match-ul ăsta, cred. Vreau doar să-mi iau cât mai repede Malignus, ce asta e tot, gen, nu mai vreau absolut nimic mai mult atât. Ce-i pe Mildere e distracție maximă. Oricum, sper că Nasus meu, gen, a mega scalat. Că l-am ținut pe Shen aici, 2 minute, cred. Câte scapuri are? E bine 135 minute 8? Cred că nu-i rău. Yasuo ăsta nu-i prea wow. Gen, cam cât mai trebuie să mă joc League of Legends? Și să... am și ocazia să mă joc League of Legends singur, gen. Nice. Pleacă, 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 nu! Nu-l bate, nu? Oh, nice! Da, nice. Bun, bun, merge, merge și am și Malignus. Good, 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 good. What? Bă, actually chiar nu-i bad ce a făcut Nasus, cred. Mi-a făcut 1 for 1 3 și i-a dat crash-ul ăla la wave. Mă duc bot. Bă. Interesant match-ul ăsta. Nu cred că trebuia flash aici, dar nu vreau să mor, bro, nu mai interesează. Gen, n-aveți idee cât de tilted sunt în momentul ăsta. Gen, este groaznic de... Gen, mă joc, match... Uite, iarăși, pe mid, ce se întâmplă, gen. Bro, putem să ne jucăm și ne un pic League of Legends, liniștiți? Mă duc, mă portez ăștia să mă duc bot ca să se întâmple asta pe mid, gen. Cringe. Am plecat de pe mid, ia s-o ia în secunda 2, double kill. A dat și MD1? A dat și MD1.
Mă rog, să zicem. Lăsăm așa, să vedem. Respir și un pic pe side măcar. Interesant. Înțeleg ce nu te-ai bazat pe bar? Fără motiv. Fără vreun motiv. Am bazat eu așa, din nebun. Trebuie să-l batem pe Yasuo. Cred eu nu că pot să mă pe Yasuo. Ideea e că trebuie să-i prind Q-ul înainte să dea windwall 100%. Nice, pian, dar jos. Nice. Acum am mâncat nade-ul, sunt groaznic. Ok, pe Yasuo să nu cred că o să facă. Ok, dacă nu mai am mai multe și trebuie să joc, las pe Yasuo să pușeze, să-mi iau HP-ul ăsta de aici. Și lăsăm pe Yasuo să pușeze când am ieșit să-i facem. Da, n-am cum să mă joc side-box, să stau cu reposibil de un miliard de mai strong side pe mine. Warded? Nu știu. Am nevoie, asta, pot să fac ceva băieți când am flash-ul. Până n-am flash-ul gen nu pot să fac mai atât. Nice. Am mult. Gen, i-am dat predict la Q Flash, dar e degeaba, gen, când nu mi-am dat eu cu ăsta, whatever, gen. Efectiv, gen, nici măcar nu e bun ăsta, doar trolez eu, whatever, gen. Dacă aveam Zed în match-ul ăsta, era atât de fun, dar gen, boții ăștia, ban, unul dintre ei banează Zed, genul ăla care banează Zed, are probabil boala copiilor. Nu am steal, chiar dacă e un pic cam bad, mai au prea multe kill-uri, nu mai are Flash Ignite, ia sunt, am tras modul. Iar era Pike? A, nici nu conta dacă era Pike sau nu, aș fi murit oricum. O să încerc un good engage în ăștia și să îi dăm bomba. Mamă, dar ce bun era Zed în match-ul ăsta. Te-am să-mi iau și Serpent. Iar se întâmplă asta când ești într-un match de GM. Păi toți cringerii pe mid lane de minutul 2, 3, 4, 5, 6, 7, gen. N-am avut, cred că n-am avut un wave în care să mă joc liniștit match-ul. Legit, un wave. Chiar, gen, nu-i fun, absolut deloc. Și mai joc și Lissandra, care nu sunt extraordinari. Sperăm că Nasus scalează, dar are cât ies Amio, gen, și omul s-a jucat 1v0 top, nu știu, gen. Asta este un pic îngrijorător. Și nu înțeleg de ce am făcut swap, că nici măcar nu mai e tower. Asta este foarte killer vorbi asta. Ok, omul și-a luat edge primul item. Minutul 4-6-7, 1000 de oameni pe mine, da, e distracție. Diana, okay. Puteau să iasă mai bine playurile pe mine, dar a trolat Poppy Road de tot early acolo. N-are flash. Ce mai deștept jucător. Gen, dacă chiar îi dădea ulta lui ăsta, îl omorăm, că n-are flash. Gen, chiar îl omorăm, că n-are flash. Vreau doar să iau o poziție bună pentru flash aici. Hai că vin. Hai să jucăm, hai să ne băgăm pe ei. Ok, nu mai are să stăm. Păi, că a dat ăla ulta pe el, dar tot moare, bravo. Am și pasiva odată. Dar nu cred că îl prinde pasiva, no. Bă, da, gen... Nici ca așa. Bun, bro, Bart, e super mult, aș putea. Poți să ce aici? Da. Să-mi iau zonii acum. Mi se pare că e destul de bună zonii în momentul ăsta. Îți dau mulțumim, încerc de sfârșit totul să facem. Ok.
ok, încă un wave pe care nu-l mai am. Dacă chiar dădea ulta, dacă chiar dădea ulta acolo Bard pe Yasuo, mergeam eu și dădeam E-ult. De fapt n-aveam E-ult, dar îi prindeam doar ulta, vin. Vin și eu, am E-ul și ulta în 5 secunde, vin. Bravo. Ce-a, Flash? Hai ghișe, bravo. Trebuie să nu-mi iau eu ăla. Bate-mă, tu nu zici că mor. Thank you. Mersi frumos. Bun, bravo. Nice. Dar ce? Gata, că am fugit de foită, că mă știu. Nu iau zonia cât mai repede. Vreau să-mi iau zonia, că vreau să dau ulta pe unul din ăștia și după să-mi dau zonia pe mine, gen. Ar fi super bine. An ally has been slain și cu shutdown. Ok. Bă, Huey-ul meu este demon, gen. Doar dacă fac un pic de setup și dau root cuiva, gen, și ulta și dau un pic de damage, încât să luăm un kill repede, după aia Huey-ul aruncă în aer pe toți. Mă uit după, frățioră, mă uit după match. Pentru că mă sunt în match. Am și n-are level mare ca mine și-a dat 7 ulti pe mine. Ok, pot să farmez și eu liniștit, mulțumesc lui Dumnezeu. Bun, vreau să fac level și pe băieți, am până cât mai miferă. Te dau și un pic de damage, nu mai am flash-ul din păcate. Cred că îmi dă mai mult el pe basic decât îi dau eu, sincer, doar din reflectul ăsta. Okay. Nice, bravo băieți, îl bate și pe ăla? Aici n-am fost atent pe hartă, că a dat cea multă, mai că a dat cea mai bună multă. Ok, Nasus este strong, bravo. Nasus ar trebui să fie zeu, bă, Nasus ar trebui să fie în momentul de față demon, legit chiar ar trebui să fie demon. Chiar ar trebui să fie demon și pot să iau și taurul ăsta. Super. Nu iau, anachi. Dacă m-aș fi mișcat mai repede și mi-aș fi dat seama că a dat ăla ulta, hai, lași unul. Nu se bate pe brân, pe bară, cam. We can kill. Puteți să-l omorăm pentru că o să vină probabil să dea defend iarăși. Și dau ulta și ne-am pișat pe el. Cât e GM? 509. Match-ul ăsta și suntem GM. Ok, un pic cam greuț. Da de taurul? Mergem, ok. Plecați, vreau să-mi dați doar reset, să-mi iau și o sicură. Nice. Și o să mai iau un contest și după aia îmi termin direct zona și asta e. Nice. Vreau doar să farmez și eu wave-urile, boys, pentru că din 10 KP cât am 7 assist-uri și un pic cringe. Se face GM astăzi? Cred că câștigăm meciul ăsta. Nasus ar trebui să fie demon, are 345 de stack-uri. Nu știu dacă e așa de mult, sincer. Că s-a jucat gen, n-a avut laner, gen, Shen are 70 CS, nu prea sta pe top. Hai să le-am Nasus. Mamă, dar eu nu sunt acolo și nu-mi place. O să vin acum direct și eu. Vin, mi se face și flash-ul. Mamă, dacă prind un flash nebun aici, am 4 persoane, e legit GG. Hai, flash in, we kill all. Doar să dea ăla, o să dea un laser bun ăla cu Huey. Nimic mai mult. Exact, ce ziceam. Da. Ia, atât de ușor. Pirația ai dracu, că e chițau mai bun. Mamă, bă, ce rotație am făcut să moară Radu. Bravo. Nice. Am dat flash W acolo în Jhin pentru că am văzut că era pasiva mea aproape și am zis că boboim cu totul. Bă, dar ce OP a fost Horizon Focus-ul aici, jur, pe ce am mai spus că mi-a dat vision pe toți, nu știu dacă ați observat. Itemul ăsta, pentru că a dat M, gen, a dat, mi-a dat vision pe toți. Very nice, dai. Oh, a trăit, dai din cu una. Mort.
Dă și ăsta, dă și ăsta, că au trolat toți. Oh, doamne. Bă, dar iar mi l-am împins și n-am reușit să dau W-ul în el acum. Bate, bate, bate. Why again? De ce iar, Popi? De ce iar? De ce l-am împins iar din noi? Ești supărat pe noi, sau ce? Oh, aleu. Era, gândiți-vă cum era pasiva de Lisandra în ulta de bard acolo. Dădeam W-ul ei, pasiva mea se spărgea după ce buboia, după ce termina pasivul la ulta aia de bard. Nu e bine. Nu e bine, dar n-a susit demon. N-are, nu cred că are Shen Lu, nu știu care să am. Bă, dacă nu, deci dacă nu-l împingea ăsta, era atât de nice. Am dat match-ul ăsta așa cringe pentru mine, jur. Bine. Vine și cu ei, hai să jucăm. Vreți să ne batem cu ei Nasus aici. Bate-te cu ei Nasus. Vin și eu, da late. Mamă, uitați-o portalul. Dai bat ăștia singur, dreacu, că sună viață toți. Da, Nasus e cam demon. Bravo, pe. Nice, bravo. Bravo. Nu puteți dă end? Bă, end, ce baron? Go end. I'm first time, don't worry, ești demon, bro. Ce că ăștia vreau să facă baronul. Să moară rău, auzi. Dă-i mă end-ul, mă, mâncava-și gura voastră. Bravo, bă, mâncava-și gura voastră. Asta vreau să văd. Aoleu, că l-am făcut, mi-au banat arablele astea 10 și tot fac eu 2-3 play-uri acolo și este de un schimb. Bravo, bă, bravo, am avut și runele de căcat, am avut și ignite toate mizeriile, bravo. Păcam aș gura boastră, Grandmaster-ul l-am dat. Viteză cu 62% uie, match-ul ăsta n-am fost atât de insane. Dar o să dau hunter-ul cu ăsta, bravo. 21 pe câte damage am dat, băiți? Chitao 15.000 damage, da? By the way. Bravo, bă, am făcut Grandmaster-ul românaștii mei. Bravo, mâine, bă, mâine la inaugurare pe stream, că se resetează mai încolo, se resetează pe la 1 noaptea de-abia. Bravo, deci, bă, denotat save the date, 70% winit în Master, 62% winit în Grandmaster, vom afla și Challenger-ul dacă îl dăm, mai avem 4 sau 5 zile. Bravo, bă. Bravo. Mamă, dar ăsta era Challenger și... Câte LP avea asta? O, păi chița mă face și el 800 dacă stai 800. Bravo, bă, mâncava-și gura voastră, l-a făcut, ce mai vreți? Bă, mâine la inaugurare și în cea 59 ar fi minunat. Deci, gata, mâine la inaugurare, chița îi banează javrele alea proaste, îi banează lui Zedu. Bagă un 4 cu 5 cu 11 pe Lisandra, aveam doar 8000 gold, mâncava-și gura voastră și am dat atâta de meci. Dar nu știu, gen, adică de ce nu ești acum GM, pentru că se resetează, uite, nu te bagă instant, într-o oră 57 se updatează ladder-ul. Ăia care sunt Grandmaster, dar mai au doar 450 de puncte că au pierdut, îi scade înapoi în Master și îți au locul lor acolo și a bravo, bă, Falauru! S-a făcut treaba, bravo! Să faci poză cu rancul? Păi da, nici nu deschid contul, bă, mâine facem inaugurarea pe stream, sunteți nebuni, mâine ne auzim, mă îmbrac frumos la costumation, la alea l-am mai dat odată și te zneam și cealul. Bun! Vă mulțumesc din suflet, mâine vă trimit la câștigători, vă trimit codurile de Project Jax. Vă mulțumesc din suflet pentru acest stream minunat. Apreciez maxim și donațiile și tot. Mulțumesc mult, sunteți niște oameni minunați. Chitao, vă pupă dulce, e Grandmaster-ul României. Până la urmă, aveți grijă. Noapte bună, ne auzim mâine pe, nu știu, o să pun notificare cu vreo oră jumate așa înainte. Hadi, baftă, noapte bună, numai dragoste. Pa, 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 vă pup.